Fraților, e timpul să mai băgăm ofisă la poveștile despre oamenii noștri de peste prut. Cum Moldova a fost un loc de joacă al imperiilor de-a lungul secolelor trecute, ca mai tot teritoriul României de altfel, pe acolo au rămas și urme ale jocurilor respective. Una dintre ele sunt găgăuzii, care au apărut cumva fix la punctul de contact dintre imperii, în mijlocul luptelor între ruși și turci. Despre ei aș dori să vă vorbesc astăzi cu ajutorul celor de la veridica.ro, un site combate fake news-ul și dezinformarea zilnic. Link în descriere. Acum trebuie să fiu sincer, recunosc că în afară de numele exotic, nu prea aveam mare habar de care e faza cu găgăuzii și cine sunt ei. Și probabil că și voi sunteți în aceeași barcă. Câți dintre voi știați cum stă treaba cu găgăuzia? Aveți idee de unde vin, cine au fost rămoșii lor, ce limbă vorbesc și cum naiba au ajuns să fie cam singurii creștini ortodoxi de origine turcă? Știți cum au ajuns ei în Moldova, care a fost relația lor cu marele frate rus de la răsărit și cum au supraviețuit ei prigoanei sovietice? Probabil că majoritatea dintre noi am auzit de războiul din Transnistria și conflictul înghețat de acolo. Dacă cumva nu sunteți în temă, avem un clip și pentru asta, link în descriere. Câți dintre voi auziseră însă de conflictul între Găgăuși și Moldoveni de la începutul anilor 90? Aveți idee cum s-a rezolvat și de ce s-a evitat vărsarea de sânge și o desprindere a Găgăuzilor de Moldova, la fel cum s-a făcut de cei de la Tiraspol? Știți cum funcționează relația complicată dintre Găgăuși și Moldoveni după ce primii au primit dreptul de a fi autonomi, acceptând însă să rămână partea Republicii Moldova după ce ea a devenit independentă? Cum e influențată relația asta între centru și găgăuzia de complicatul puzzle de interacțiuni cu Rusia și Turcia, care au o relație specială cu găgăuzii? Ei bine, dacă nu știți, în următoarea oră și ceva veți avea răspunsurile la toate întrebările astea. Dacă vi se pare prea abstract și vă întrebați, ok, dar ce relevanță are găgăuzia, oricum Moldova merge înspre vest, cu găgăuzii cu tot. Va trebui să vă dezamăgesc. Găgăuzia e una dintre părțile cheie ale războiului hibrid dus de ruși în Ucraina. Ea poate fi un cal troian al rușilor și e în mod cert un călcâi al lui Ahile al Moldovei în desprinderea de lumea rusă. Iar apariția unor forțe reformiste pro-europene în Moldova în vara lui 2021 și declanșarea războiului din Ucraina de către Vladimir Putin în 2022 au schimbat și mai tare raporturile între Chișinău și Comrat, capitala Găgăuziei. Oricum, regiunea asta autonomă a rămas constant în ultimele trei decenii un loc în care cei cu Rusia în suflet încearcă din răzputeri să blocheze tentativele de integrare UE ale Moldovei. Acum lucrurile doar s-au acutizat. Totul e făcut de coloana a cincea a Moscovei, inclusiv de o parte din politicienii locali, majoritatea proruși feroce. Ei mizează pe dragostea de Rusia și nostalgia față de URSS-a găgăuzilor, dar și pe frica față de vest. Acțiunile astea sunt asezonate la greu cu propagandă rusească, pe care găgăuzii o primesc direct prin televizor, urmărind cu sufletul la gură vedetele posturilor de la Moscova. Bombona de pe Colivă în toată povestea a fost instalarea la conducerea regiunii a unei candidate radicale, Evgenia Guțul, care a câștigat alegerile pentru guvernatorul Găgăuziei acum câteva luni. Pe lângă cele două calități cheie ale sale, aceea de șomeră și aia de personaj complet necunoscut, decisiv pentru accederea în funcție a fost sprijinul oligarhului fugar, Șor. Doamna respectivă a candidat din partea partidului oligarhului, declarat între timp ilegal, iar în felul ăsta, șor și grupul său criminal au capturat o întreagă regiune. Așa s-a acutizat conflictul între guvernanții de la Chișinău și Găgăuzia. S-a trecut de la relații proaste, dar relativ politicoase, la izolare și jigniri reciproce. Cam ăsta e pe scurt complicatul context despre care vom vorbi astăzi. Pentru că un lucru e clar: povestea Găgăuziei și a Găgăuzilor nu e deloc una simplă. Ca orice popor mic, a suferit și are probleme în a gestiona relațiile cu popoarele mai mari. Și așa a fost încă de la începuturi, despre care vom vorbi acum. Să mergem, deci, la origini. Istoria Găgăuzilor. Înainte de orice, e bine să înțelegem de unde vin oamenii ăștia, atât de diferiți etnic, lingvistic și cultural de popoarele cu care conviețuiesc. Nu e o treabă prea simplă, pentru că nici măcar numărul de teorii legate de originea găgăuziei nu e clar. Un savant bulgar a numărat 19, unul găgăuz l-a contrazis rapid și a zis că de fapt sunt 21. Nu e deci de mirare că identitatea strămoșilor e și ea pierdută cumva în istorie. Unii spun că găgăuzii ar fi descendenții bulgarilor, alții zic că asta e o aberație și că de fapt se trag din cumani. În fine, e și o a treia tabără care susține că ei provin dintr-un clan, parte a marelui trib de turci numit Oguzi. Tribul respectiv a ajuns din Anatolia până în Balcani după niște dispute mai contondente cu ceva veri turci. Încă din secolul XI. Nu-i mai menționăm pe excentricii care zic că ar proveni din niște triburi de călăreți nomazi numite cutriguri. Vă rog să nu-i confundați cu verii lor, utigurii, că ne supărăm. Era cam haos prin zonă la vremea aia. Trebuie să admitem că nici despre strămoșii noștri nu apar prea multe chestii scrise de acum mai bine de 800 de ani. Nici găgăuzii înșiși nu sunt prea hotărâți. În muzeul lor de istorie e o placă memorială care împacă și capra bulgară, zicând că sunt bulgari care au preluat limba turcă la un moment dat, dar și varza turcească. Varianta a doua implică faptul că sunt turci care au migrat la un moment dat în Bulgaria, ca apoi să ajungă în alt punct în sudul Basarabiei. Unde grosul lor a rămas până în ziua de astăzi Legat de originea lor etnică, banii la pariuri ar trebui totuși puși probabil pe turci Ca ipoteză de lucru cea mai solidă Limba găgăuză fiind mai degrabă un dialect al limbii turce Înrudită cu uzbeca și Turkmena, Limbi vorbite de oameni de unde probabil au venit strămoșii găgăuzilor Dincolo de toate astea, care par destul de logice, găgăuzii au făcut o chestie fără precedent. Sunt singurul clan al turcilor care s-a creștinat, trecând de la islam la ortodoxie. Bine, și aici sunt unii care susțin că ei, de fapt, au trecut direct de la niște credințe păgâne vechi la creștinism, fără popasul la credința musulmană. Ce e clar e că nu au renunțat la creștinism nici după ce zona a căzut sub dominația verilor lor otomani. Ce e iar destul de bătut în cuie e că formarea poporului găgăuz era un proces cam finalizat în secolul XIII, iar totul s-a întâmplat pe coasta Mării Negre, în zona Dobrogei și nordul coastei bulgare. Atunci apare primul stat al poporului găgăuz, numit Uizălet. Cocerirea zonei de către verii lor otomani în secolul XIV îi pune pe Găgăuzi în postura în care vor trăi următoarele șase secole sub dominația unor mari imperii care controlează teritoriul unde ei locuiesc. Deși erau parte a aceleiași mari familii de turci oguzi venită călare din Asia Centrală, Găgăuzii și otomanii nu s-au înțeles perfect. Conflictul a pornit de la faptul că Găgăuzii nu erau lăsați să oficieze slujbele lor creștini ortodoxe un grup mare de găgăuzi și-a luat jucăriile și a decis să plece din nordul Bulgariei către o zonă ceva mai tolerantă cu obiceiurile lor religioase. N-au trebuit să meargă prea mult. După câteva sute de kilometri înspre nord, găgăuzii, plecați împreună cu niște tovarăși de-ai lor etnici bulgari, la fel de nemulțumiți de piața muncii din Imperiul Otoman de secol XVII, s-au stabilit în sudul Basarabiei. Ei erau deja curtați de către noua putere de la Marea Neagră, Imperiul Rus, pentru care sa Ecaterina cea Mare avea planuri serioase, care includeau nu doar găgăuzii, ci cam toți creștinii ortodoxi până la Constantinopol. Ea a murit la final de secol XVIII, dar urmașii săi au continuat treaba, iar la 1812 Imperiul Țarist a primit cadou de la ruși Pasarabia. În jocul dement al imperiilor, strămutarea populației era la ordinea zilei, așa că tătarii Nogai au evacuat zona, iar în locul lor rușii au deschis brațele larg pentru găgăuzi, care erau tot un popor turcic, dar creștin. A fost începutul unei lungi relații de prietenie între ruși și găgăuzi, cu toate că în perioada sovietică, în buna lor tradiție, rușii i-au asuprit și pe găgăuzi. Imperiul rus le-a oferit nu doar libertatea religioasă, ci și pământ gratis, că doar nu era prea multă lume pe acolo, dar și ceva autonomie judiciară și scutiri de impozite. Practic, în etapa asta, rușii au devenit un fel de frate mai mare, care i-a salvat pe găgăuzi de sub jugul musulman, oferindu-le o oportunitatea de a crea propriul spațiu în care să trăiască în pace, ocupând așezările părăsite de triburile tătare nogai plecate în exil. Din acel moment, influența Rusiei asupra Găgăuzilor nu a dispărut niciodată, cu toate că a existat o perioadă între 1917 și 1944 când Găgăuzia a fost sub controlul României. În general, ei au fost priviți pozitiv, iar pentru găgăuzi, rusa a devenit a doua limbă, fiind folosită din ce în ce mai frecvent. Bine, au fost momente când chiar și găgăuzilor le-a sărit țandara. În 1906, o răscoală țărănească a proclamat Republica Autonomă de la Comrat, care a rezistat doar vreo 15 zile. A fost primul moment de independență al găgăuzilor, încheiat rapid de intervenția trupelor țariste. Apropo de relațiile cu alte popoare, interacțiunea cu noi românii nu a fost aparent cea mai prietenească. Asta, deși n-am pornit chiar cu stângul. O parte dintre găgăuzi ajung să fie locuitorii ai României după 1859 ca parte a celor trei județe din sudul Basarabiei primite în 1856 de Moldova la Tratatul de Pace de la Paris. Cuza le confirmă atunci privilegiile și drepturile date anterior de ruși. Apoi, în 1917, deputații găgăuți din sfatul țării de la Chișinău votează pentru independența Moldovei și, în final, chiar pentru unirea cu România. După primul război mondial, pentru 26 de ani, cu o scurtă întrerupere, Găgăuzia, împreună cu restul Basarabiei, e partea României. Găgăuzii acuză autoritățile române ale acelei perioade de persecuții împotriva respectivei minorități. E o percepție care rămâne valabilă până în ziua de astăzi. Asta fiind, se pare, cauza principală pentru care Găgăuzii nu simpatizează România și pe români. Desigur, pe lângă dragostea de fratele mai mare de la răsărit, care i-a și eliberat, și protejat de români, conform unor găgăuzi, vicepreședintele Parlamentului Găgăuz chiar a explicat destul de direct cum stă treaba, rezumând și raportarea actuală la urmașii românilor și ai sovieticilor. În anii 1930-40, polițiștii români erau agresivi, apoi au venit sovieticii și noi i-am întâmpinat ca pe niște salvatori. Paradoxal, găgăuzii îi privesc în continuare pozitiv pe ruși, deși aceștia au suferit teribil după al doilea război mondial când au fost reintegrați în URSS. Pe de o parte, unii dintre membrii comunității găgăuze sunt deportați la ordinul lui Stalin. Apoi, în 46-47, are loc o foamete teribilă. La finalul perioadei, 40% din populația găgăuză fusese fie deportată, fie murise de foame. Mărturiile din acea perioadă arată cum comuniștii sovietici luaseră practic toată recolta de cereale și animalele, provocând tragedia respectivă. Aveau oricum deja antrenament și experiență, vezi, holodomorul făcut la scară mult mai largă în Ucraina. Paradoxal e că prin strategia asta de a rupe legăturile dintre generații, cuplată cu politica de rusificare impusă în Găgăuzia, inclusiv prin impunerea folosirii limbii ruse la scară largă, rușii și-au atins cumva obiectivul propus. Victima a dezvoltat un fel de sindrom Stockholm colectiv, iar găgăuzii sunt nostalgici după perioada sovietică și consideră pe un super popor prieten. De altfel, statuile și monumentele cu Lenin sunt în continuare la locul lor, cam peste tot prin Găgăuzia, devenind chiar unul dintre principalele puncte turistice din capitala Găgăuziei, Comrat, unde strada principală poartă numele părintelui criminal al URSS. Spre deosebire de alte zone care au avut aspirații secesioniste după prăbușirea URSS, Găgăuzia nu a avut vreun statut special de autonomie în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Pe de altă parte, nici transferurile de populație nu au fost folosite de către sovietici pentru a schimba echilibru etnic al zonei. Găgăuzii au rămas majoritari cu peste 80% din populație. E drept, nu e clar cât de bine definită mai rămăsese identitatea găgăuză după tot procesul ăsta de rusificare. Oricum, chiar dacă nu știau exact ce voiau, o problemă pe care o vor tot avea elitele găgăuze, oamenii știau totuși ce nu voiau. Apropierea de România. Iar finalul anilor 80, începutul anilor 90, îi va pune pe Găgăuzi fix în fața acestei dileme, odată cu prăbușirea URSS și noua lume în care Moldova independentă privea către vest, peste prut, către România. Asta a dus la cea mai tumultoasă perioadă a conviețuirii între moldoveni și Găgăuzi. Găgăuzii față cu căderea URSS: frământări, conflicte autonomie. Chiar dacă erau prieteni la cataramă cu rușii și fusese răjustificați la greu în momentul în care gigantul URSS a început să dea semne de oboseală și devenea din ce în ce mai probabil că intră în fază terminală, chiar și găgăuzii s-au trezit. Prima fază a fost una soft. Limba găgăuză fusese introdusă în școli de sovietici doar vreo patru ani la finalul anilor 50, după ce se făcuse și un alfabet chirilic al ei. Până atunci, găgăuzii nu aveau un alfabet propriu la varianta latina a alfabetului, pe modelul Turciei, a fost și mai rău. A apărut de-abia prin 1992. După aia s-a revenit la limba rusă, iar găgăuzii n-au comentat prea tare, semn că naționalismul lor nu era totuși unul foarte puternic sau bine conturat. Totuși, când imperiul se clatină, naționalismul contraatacă. Cam asta au făcut și intelectualii găgăuzi în anii 80, reușind ca în 1986 să obțină de la sovietici dreptul de a avea emisiuni radio și TV în limba găgăuză, dar și publicații locale. În același timp însă și naționalismul moldovean își tura motoarele. În 88, la presiunea moldovenilor, autoritățile sovietice din Moldova acceptă trecerea pentru limba moldovenească de la alfabetul chirilic impus de tătucă Stalin la cel latin, Sovieticii făceau concesii asta, dar încercau cumva să mențină ruptura între români și moldoveni, susținând că limba moldovenească e diferită și separată de română. Oricum, pentru găgăuzi, care erau mult mai atașați de limba rusă și alfabetul chirilic decât populația majoritară, schimbarea nu era una de bun augur. Deja, cumva, se profila conflictul dintre cele două părți cu moldovenii dorind o desprindere mai netă de Rusia și influențele estice decât găgăuzii. Imperiul sovietic era deja în disoluție, iar Moldova era prea slabă să controleze aceste dorințe naționaliste. Totul devenea deci propice pentru o confruntare între Găgăuzi și Moldoveni. Ca reacție la mișcările moldovenilor, care au creat organizații politice proprii, Mișcarea Democrată și apoi Frontul Popular, Găgăuzii au creat și ei, în 1988, o mișcare proprie, numită Poporul Găgăuziei. Pe lângă plângerile clasice legate de faptul că limba și cultura găgăuză erau discriminate, neexistând școli și presă, oamenii ăștia au făcut o adunare în 1989. Acolo au cerut crearea unui teritoriu autonom în sudul Moldovei care să aibă capitala la Comrat. Decizia asta a fost accelerată de declararea limbii române ca limbă oficială în august 1989. Găgăuzii nu prea o vorbeau și deci erau dezavantajați de schimbarea asta. Le era și teamă că era un prim pas către Unirea Moldovei cu România cum spuneam mai devreme, deși nouă ne place să ne considerăm un popor ospitalier, aparent găgăuzii nu au o părere asemănătoare. Unirea cu România va fi constant folosită din acel moment ca o sperietoare de către elitele locale pentru minoritatea găgăuză. N-a ajutat la acel moment nici faptul că statutul special al găgăuziei, ca limbă oficială a minorității, n-a fost acceptat în lege. Asta, deși rămânea permisă folosirea ei în zonele unde găgăuzii erau majoritari. Bomboana de pe Colivă era faptul că urmau să fie introduse obligații pentru funcționarii publici să vorbească limba română, ceea ce elimina din start majoritatea găgăuzilor. În contextul respectiv, în care la Chișinău domina un naționalism din ăsta romantic, bazat pe celebru pod de flori și alte metafore asemănătoare, cerințele găgăuzilor pentru autonomie erau ceva excentric. Lucrurile au escaladat destul de rapid, cu minoritatea găgăuză declarând unilateral crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Găgăuze, în noiembrie 1989, moldovenii de la Chișinău au declarat imediat la rândul lor nulă și fără efect acțiunea găgăuzilor. Tensiunea dintre cele două părți fusese lăsată la dospit și acum crescuse mare și frumoasă. Lipsa de încredere între Comrat și Chișinău devenea deci o stare de fapt care nu se va mai schimba în următorii 34 de ani. Găgăuzii nu declaraseră însă o independență totală față de Chișinău, Republica Autonomă respectivă, dorind să fie parte a statului moldovenesc. Naționalismele mergeau însă evident în direcții diferite, iar sperietoarea unirii cu România rămânea acolo unde e. Poveștile legate de biciul greu al jandarmului român erau scoase de la naftalină de politicienii de la Combrat, aproape la fel de des ca potențialul reunirii cu patria mamă de unii politicieni de la Chișinău. Lucrurile au luat-o pe o pantă și mai nasoală în 1990, când Găgăuzii, speriați de povestea integrării lor forțate în România, la pachet cu moldovenii, își declară independența. Era un fel de încercare de a bloca tocmai acest scenariu de care se temeau Găgăuzii care părea mai probabil după ce la Chișinău veniseră la putere tocmai naționaliștii de la Frontul Popular, după alegerile din februarie-martie 1990. Găgăuzii au plusat ca la poker, declarând pe 19 august 1990 o Republică Găgăuză independentă. Au furat startul chiar și față de verișorii lor transnistreni, despre care am vorbit în alt clip, care și au autoproclamat desprinderea de Chișinău la două săptămâni după Comrat. A fost la fel ca declarația de autonomie, un bluff. Autoritățile de la Chișinău au respins declarația găgăuzilor considerată, la fel ca proclamarea autonomiei, ca fiind ceva ilegal și neconstituțional. Ca bonus, ei cer și dizolvarea adunării populare găgăuze. La doar o lună distanță, Sovietul Suprem de la Chișinău declară nul transferul Basarabiei de la România la URSS prin pactul Ribbentrop-Molotov, sugerând din nou posibilitatea reunirii cu românii. Previzibil, găgăuzii declară din nou că ei doresc independența de Moldova, dar și dorința de a rămâne afiliați URSS ca Republica Sovietică separată. ping ul ăsta culminează cu o confruntare între moldoveni și găgăuzi, petrecută fix acum 33 de ani. Adunarea găgăuză propusese să se organizeze alegeri separate în Găgăuzia pe 28 octombrie 1990 pentru un parlament local. Ar fi un pas care ar fi adâncit ruptura dintre cele două tabere. Pe de o parte, 40.000 de voluntari moldoveni mobilizați de prim-ministrul moldovean Mircea Druc organizează pe 25 octombrie marșul spre Găgăuzia, încercând să oprească organizarea alegerilor, totul cu sprijinul autorităților centrale, inclusiv al poliției. Pe de altă parte, găgăuzii se organizează și ei pentru a apăra tentativa de secesiune, sapă tranșee, pun bariere pe șosea fix ingredientele pentru un mini război civil practic. Ca să fie tacâmul complet, în zona apar și forțe sovietice eliberatoare, dar și voluntari proruși din Transnistria, dornici să îi protejeze pe găgăuzi. Din fericire, spre deosebire de ce s-a întâmplat ulterior în Transnistria, lucrurile nu degenerează în același mod. Confruntările sunt sporadice, iar violențele masive sunt evitate vreau să existe toate elementele ca lucrurile să se încheie cu morți și răniți. Totuși, liderii celor două tabere, inclusiv președintele moldovean Snegur și conducătorul mișcării găgăuze Ștefan Topal, reușesc să ajungă la un compromis. Pe de o parte, găgăuzii amână organizarea alegerilor în timp ce Parlamentul de la Chișinău își mai ia și el în mod public ceva timp de gândire pe tema autonomiei găgăuziei. Rămânea oricum de văzut ce se va întâmpla cu URSS-ul, care își cam trăgea ultimele suflări. Ce era clar e că găgăuzii rămăseseră cu Moscova în suflet. Un sondaj în 1990 arăta că doar 20% dintre găgăuzi doreau independența Moldovei de URSS, iar cam 95% se împotriveau unirii cu Bucureștiul. La referendumul organizat în țările URSS în martie 1991, la întrebarea dacă își doresc să rămână partea unui URSS 2.0 cu un nou tratat la baza Uniunii dintre Republici, rezultatul a fost din nou unul mega dezechilibrat. Moldovenii, la fel ca Republicile Baltice, au boicotat referendumul cu totul. Găgăuzii nu doar că n-au boicotat, dar au votat practic cu două mâini în favoarea rămânerii în URSS. Era clar că o integrare a găgăuzilor în Moldova era o chestie complicată. Lucrurile s-au accelerat și mai mult după tentativa de lovitură de stat de la Moscova din august 1991, în care puciul comuniștilor radicali împotriva aripii reformatoare conduse de Gorbaciov a eșuat. Nici nu cred că e nevoie să vă mai zic că găgăuzii și moldovenii au susținut tabere diferite în tot conflictul. Găgăuzii erau cu ăia care au pierdut și care voiau păstrarea URSS, iar moldovenii au susținut tabăra reformatoare. De altfel, la doar câteva zile distanță, pe 27 august 1991, Republica Moldova își declara independența de URSS. Cumva, paradoxal, din cei 12 deputați găgăuzi de la Chișinău, 6 au fost pentru și șase s-au abținut, deși populația găgăuză nu era în favoarea mișcării. Pe de altă parte, 1500 de găgăuzi au protestat la Comrat în septembrie 1991, cerând declararea unei republici independente găgăuze. Liderii politici din Găgăuzia, spre deosebire de secesioniștii transnistreni, nu și-au declarat însă niciodată independența, preferând să păstreze starea de fapt, în care legal erau parte a Moldovei, dar de facto erau autoguvernați. Au vrut să fie practic un fel de soldat japonez din al doilea război mondial, fidel URSS-ului, muribund până la capăt. În același timp, Ștefan Topal, care a fost ales președinte al Republicii Găgăuze în decembrie 1991, împreună cu ceilalți lideri locali, a fost mult mai moderat decât Igor Smirnov și Gashka din jurul lui de la Tiraspol. Spre deosebire de Transnistria, în Găgăuzia nu s-a ajuns la conflict armat. Asta și pentru că situația Găgăuziei era complet diferită. Geografic nu exista protecția naturală pe care Nistrul o oferea regimului de la Tiraspol. În plus, economic, Comratul era mult mai slab și dependent de Chișinău decât Tiraspolul militar, nu exista un echivalent al soldaților sovietici din armata A14 a 14-a pe teritoriul unde erau găgăuzii. Erau ceva soldați ruși în Bolgrad, un oraș din Ucraina actuală, chiar la granița cu Moldova și foarte aproape de orașul majoritar găgăuz Vulcănești. Ele au intervenit doar în octombrie 90 pentru a preveni avansul voluntarilor naționaliști moldoveni. Au fost apoi, în următorii ani, o poliță de asigurare pentru Găgăuzi împotriva unei încercări moldovenești de a restabili controlul asupra zonei. Cel puțin asta e perspectiva unui vicepreședinte al Parlamentului Găgăuzi. În anii 90, diviziile de soldați ruși erau în Bolgrad și protejau Găgăuzii. Datorită lor, a fost posibil să evităm luptele cu moldovenii care au încercat să vină spre sud aceste lucruri ne-au marcat. După sutele de morți cauzate de conflictul din Transnistria în 1992 și blocajul creat acolo după intervenția forțelor ruse, ambele părți au devenit mai maleabile în dorința de a evita pierderile de vieți și încă un conflict înghețat. Negocierile au fost destul de lente. Liderii de la Chișinău ofereau doar autonomie culturală, nu teritorială, așa cum cereau găgăuzii, care renunțaseră la ideea de stat găgăuz independent. Era oricum ceva neviabil, mai ales economic. Cu alte cuvinte, existau destule premise pentru a ajunge la un compromis între cele două părți care să elimine incertitudinea din jurul relației lor, dar și posibilitatea unui război. La început de 1994, președintele moldovean Snegur a ajuns la un acord cu liderii găgăuzi, oferind dreptul la autonomie găgăuziei în schimbul reîntoarcerii la ordinea constituțională. A contribuit la atingerea acestui compromis și faptul că majoritatea parlamentară de la Chișinău s-a schimbat la putere venind agrarienii, ceva mai puțin naționaliști, ei fiind predominant foști nomenclaturiști comuniști. Până la finalul anului respectiv, negocierile se materializează în acte oficiale. În iulie 1994, Constituția Republicii Moldova e aprobată și are o mențiune specială legată de autonomia găgăuziei. Apoi, la finalul anului, se votează de către Parlament legea cu privire la statutul special al autonomiei Găgăuze, care stabilea mai în detaliu raporturile între Chișinău și Comrat. Conflictul s-a încheiat formal în vara anului 1995, după ce, în mai, în Găgăuzia au fost organizate primele alegeri pentru Parlamentul local, numit Adunarea Populară, recunoscute și de Chișinău. Luptătorii Găgăuze au fost amnistiați de statul moldovean după ce în iulie au predat armele din dotare către autoritățile moldovenești, fiind după aia încorporați în forțele de poliție ale statului. La final, toată lumea a cedat câte ceva, moldovenii acceptând aspirațiile Găgăuze pentru autonomie, iar Găgăuzii au renunțat la ideea de a se desprinde total de Republica Moldova. În felul ăsta se încheia practic complicatul proces de desprindere a Moldovei ca stat independent și suveran de URSS. Bine, desigur, cu excepția problemei quasi imposibile a Transnistriei, despre care am discutat mai de mult separat. Unii zic că negocierea respectivă e chiar un model de rezolvare a unui conflict interetnic. De altfel, la doi pași distanță, conflictul din Transnistria a luat o cu totul altă turnură. Acolo, nici în ziua de azi, moldovenii nu au restabilit controlul, după mai mult de 30 de ani. Sunt o groază de exemple în lume de conflicte de genul în care compromisul e imposibil și lucrurile au escaladat într-o spirală a violenței. Cel mai celebru rămâne probabil cel dintre israelieni și palestinieni, unde mii de oameni au murit numai anul ăsta. S-au salvat deci vieți și s-a evitat un conflict pozitiv. Cam asta e analiza care vede paharul plin. Sunt însă și destule voci critice legate de compromisul la care s-a ajuns. În principal, ele susțin că acceptarea acestei formule de autonomii destul de largi pentru Găgăuzia a deschis cutia Pandorei către posibilele cereri de federalizare a statului. Cu alte cuvinte, li s-a dat găgăuzilor un deget, iar transnistrenii vor cere toată mâna. Una dintre ele este cea a primului ambasador al României în Moldova, Ion Bistreanu. Ideea, care era încă din 90, în opinia mea, nu a dispărut la ruși. Prinde. Dovadă e Ucraina, federalizarea și a Moldovei. La vremea respectivă a fost ideea că veți avea trei republici. În 90 a spus Lukianov, îmi aduc aminte, Găgăuzia, Transnistria și Moldova. Și cam așa este. Și aici eu consider una dintre cele mai mari greșelele Republicii Moldova independente, statutul care s-a acordat în 94 Găgăuziei, statut care clar că nu poate fi luat înapoi. Și, în caz de mers normal al negocierilor cu Transnistria, niciodată transnistrian va accepta să obțină mai puțin decât Găgăuzia. Toate elementele pe care le știți, inclusiv autoritate locală. În plus, autonomia acordată Găgăuziei a lăsat-o captivă în continuare sferei de influență rusești. Aici e totuși un cerc vicios, pentru că diferența asta de perspectivă asupra vecinului rus e tocmai punctul de pornire al conflictului între moldoveni și Găgăuzi. Găgăuzii doreau o autonomie tocmai pentru a rămâne mai legați de Est și de trecutul sovietic, refuzând să meargă împreună cu moldovenii spre Occident. Per total însă, criticii soluției autonomiei o văd ca pe un cadou otrăvit oferit forțelor proruse din Găgăuzia și potențial Transnistria, pe care aceștia ar putea să o folosească pentru a bloca sau amâna mersul spre vest al Moldovei. Hai să vedem în ce constă exact autonomia asta a Găgăuziei ca să ne facem și o idee care dintre tabere e mai aproape de adevăr. găgăuzia autonomă. Compromisul dintre elitele moldovene și cele găgăuze a presupus crearea unui cadru legal în care să se desfășoare toată povestea cu autonomia găgăuziei. Într-un fel, pentru zona sovietică, ba chiar pentru tot spațiul postcomunist, a fost un fenomen unic. Asta pentru că în zonă au dominat mai mult situațiile în care s-a ajuns la conflicte, mai mult sau mai puțin înghețate decât cele în care s-au înțeles majoritatea cu minoritatea. Să le luăm pe rând. La partea de organizare politică, găgăuzii au un sistem administrativ independent, cu instituții proprii cap-coadă. Au parlament propriu, numit Halk Toplușu, în găgăuză, care are 35 de deputați, aleși direct de minoritatea găgăuză, care poate da legi care se aplică pentru zona respectivă. Găgăuzia are și un guvern propriu, numit Comitetul Executiv, guvernul e numit prin votul parlamentarilor locali, la propunerea guvernatorului, numit Bașcan care și coordonează guvernul. Și Bașcanu, practic cel mai important politician din regiune, e ales la rândul său direct de către găgăuzi. Pentru a proteja interesele minorității, legea spune și că persoana trebuie să fie fluentă în limba găgăuză. Mai mult, el este membru din oficiu și în guvernul Republicii Moldova tocmai pentru a asigura teoretic o cooperare între centru și autonomia găgăuză, dar asta doar după ce e confirmat în funcția respectivă de președintele Republicii Moldova. Găgăuzii au și propriile forțe de poliție, un sistem educațional separat de cel de la Chișinău, iar în regiunea autonomă sunt trei limbi oficiale, găgăuza, româna și rusa. Bine, în practică, rusa e limba dominantă, fiind folosită de majoritatea populației. Găgăuzia are întreaga panoplie de simboluri proprii, de la imn, la steag și stemă proprii. Mai mult, beneficiază și de excepții fiscale. În Constituția Moldovei, modificată în 2003, se spune cumva alambicat că pământul și toate resursele găgăuziei sunt proprietatea poporului Republicii Moldova, dar și baza economică pentru autonomia găgăuză. Zona primește transferuri de la guvern, din taxele pe care acesta le ia, dar nu transferă niciun ban din taxele locale către Chișinău. Există însă și limite ale autonomiei găgăuze, altfel s-ar fi chemat independență statutul lor. În primul rând, nu toate autoritățile sunt distincte în găgăuzia față de restul Moldovei. Justiția este integrată, iar procurorul șef al găgăuziei și restul subordonaților săi sunt numiți de procurorul general al Moldovei. Cei drept propunerea e făcută de Parlamentul Găgăuz, dar centrul are de fapt un drept de veto asupra numirii. Același principiu se aplică și pentru funcțiile cheie de Ministru al Justiției și Internelor în Comitetul Executiv de la Comrat, dar și pentru șeful Direcției de Informații și Securitate, echivalentul SRI din România. Pentru toate funcțiile astea trebuie să existe nu doar propunerea din partea Bașcanului și a Comitetului Executiv Local, ci și acordul Guvernului de la Chișinău prin ministrii de specialitate. În plus, legea specială pentru acordarea autonomiei Găgăuziei spune explicit că actele emise local, care contravin Constituției Moldovei, sunt declarate nule. Cu alte cuvinte, autonomia găgăuză permite adoptarea de legi specifice, diferite de cele de la Chișinău, dar doar dacă ele nu sunt împotriva principiilor existente la Chișinău. Bine, exista și reversul medaliei. Dacă Parlamentul Găgăuz credea că vreo lege adoptată la Chișinău leza interesele autonome, putea să facă o plângere către Curtea Constituțională. Mai mult din 2003, adunarea populară din Găgăuzia are și drept de inițiativă legislativă, putând propune proiecte de lege, inclusiv în Parlamentul de la Chișinău. Probabil unul dintre cele mai controversate puncte era cel legat de posibilitatea de separare a Găgăuziei de Moldova dacă aceasta își schimba statutul. Formularea din 1994 era una destul de alambicată. În cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă. La vremea respectivă era destul de clar unde debate formularea asta. Dacă moldovenii decid să se unească cu românii, Găgăuzii zic pas. Acum discuția e un pic diferită, fiind vorba în ultimii ani de integrarea Moldovei în UE, nu de unirea cu Bucureștiu. Aderarea la UE nu ar însemna că Moldova nu rămâne un stat independent, dar sunt mulți politicieni găgăuzi care cred că în acest caz găgăuzia ar avea dreptul să devină independentă. Asta pentru că, așa cum puteți ghici, găgăuzii nu sunt deloc fani ai integrării în UE. Ca lucrurile să fie și mai complicate, la schimbarea Constituției în 2003 s-a introdus de către comuniștii aflați atunci la putere, o prevedere care spune că găgăuzia e partea integrantă și inalienabilă a Moldovei. În traducere în limba română, asta ar cam elimina, practic posibilitatea de separare a găgăuzilor și se cambate cap în cap cu ce scrie în legea specială din 1994. Dincolo de aceste contradicții, din textele astea care reglementează autonomia găgăuzilor, merită discutat și cum s-a stabilit exact componența și teritoriul găgăuziei. Legea specială pentru autonomia găgăuziei a stabilit că în componența ei intră localitățile unde găgăuzii au peste 50% din populație, dar și cele unde ei sunt minoritari, dacă populația locală hotărăște prin referendumul local asta. Așa că în 1995 oamenii s-au pus pe referendumuri pe acolo, în zonele unde se știa că găgăuzii sunt majoritari sau unde cel puțin o treime din populație a solicitat organizarea plebiscitului în 32 de localități, 3 orașe și 29 de sate, votul a fost pentru includerea în noua autonomie găgăuză. Modalitatea asta originală de a stabili cine e inclus a dus la o situație cumva paradoxală. Găgăuzia are o suprafață de cam 1800 de km pătrați, 5% din teritoriul Moldovei. Dacă vreți o referință mai apropiată, e un pic mai mare decât Ilfovul. Suprafața asta însă nu e unitară. Sunt de fapt patru enclave din care e formată organizate administrativ în trei raioane. Capitala e Comrat, iar celelalte două centre administrative sunt orașele Vulcănești și cea Dărlunga. Zonele astea sunt împrăștiate în sud-estul Moldovei, în partea aia de hartă unde teritoriul Moldovei e o fâșie îngustă între România și Ucraina. De altfel, divizarea URSS a împărțit cea mai importantă comunitate găgăuză de pe planetă, care era stabilită în stepa Bugiagului. Grosul populației a rămas în Moldova, dar ceva mai la sud trăiesc în regiunea Odessa din Ucraina de astăzi vreo 30.000 de găgăuzi. Apropo, găgăuzii susțin că în total ei numără cam 300.000 de oameni răspândiți prin lume, din care practic doar jumătate stau în Moldova. Pe cât de fragmentată teritorial e Găgăuzia, pe atât de compactă e populația de Găgăuzi din Moldova. Ei reprezintă peste 80% din populația teritoriului autonom. Pe de altă parte, la fel ca în restul Moldovei, populația în Găgăuzia a scăzut relativ constant în ultimele decenii. Recensământul din 2004 zicea că populația e de 156.000, dar la cel mai recent, din 2014, mai rămăseseră doar 135.000. La fel ca la teritoriu, populația reprezintă doar 5%. Din populația Moldovei. Acum că am stabilit cum au rezolvat moldovenii cu găgăuzii problemele avute la începutul anilor 90 și dilemele legate de cum să conviețuiască, mergem la următoarea parte a poveștii. Vedem ce s-a întâmplat pe acolo în deceniile de după obținerea autonomiei. Găgăuzia după obținerea autonomiei. Disputa legată de dorința de secesiune a Găgăuzilor s-a rezolvat, iar compromisul a evitat separarea lor de Moldova sau apariția unui conflict înghețat ca în Transnistria. Ce nu a rezolvat soluția aleasă a fost partea cu cooperarea dintre Chișinău și Comrat și integrarea politică și economică a Găgăuziei în Moldova. Asta se vede cel mai bine analizând un pic cine au fost bașcanii aleși de către Găgăuzi în cele șapte rânduri de alegeri care au avut loc între 1995 și 2019. De șase ori din cele șapte ocazii avute, Găgăuzii au ales persoane care au întreținut relații proaste cu Chișinăul, s-au uitat constant înspre Rusia ca un fel de patria mamă pierdută și au încurajat păstrarea situației în care integrarea economică cu restul Moldovei rămâne relativ limitată. Primul pe lista de guvernatori cu dragoste de Rusia în suflet a fost Gheorghe Tabuncic. El a câștigat primele alegeri organizate pentru poziția cheie de guvernator în vara lui 1995. La fel ca restul Moldovei, la final de anii 90, Găgăuzia a trecut printr-o perioadă cruntă economic, de recesiune și diverse privațiuni pentru populație. Investițiile străine au fost reduse spre inexistente, iar sărăcia s-a instalat în voie. Tabunșcic a pierdut alegerile din 1999 în fața unui candidat ceva mai reformat, Dumitru Croitor. A fost cam singurul moment în care Găgăuzia a mers contra curentului clasic de stagnare și orientare nostalgică spre Est. Nu a ținut însă mult. Asta deși Croitor a pornit ceva reforme, inclusiv prin ajutor și investiții externe, încercând să deblocheze principalul sector economic, agricultura. Nu prea a contat asta, pentru că Tabun cu ajutorul guvernului central condus de comuniști, dar și al elitelor locale, l-a determinat pe croitor să demisioneze în vara lui 2002. La nivel local, 21 de deputați de la Combrată îi acordaseră un vot de neîncredere în ianuarie 2002. La nivel central, Tabun devenise în 2001 deputat al comuniștilor în Parlamentul de la Chișinău, iar președintele comunist Voronin nu pierdea nicio ocazie să-l faulteze pe croitor. Acesta a cedat în final, retrăgându-se în diplomație, ajungând apoi ambasador al Moldovei în Turcia. Tabunșic a revenit la putere la alegerile din octombrie 2002 pentru un al doilea mandat de bașcan susținut de comuniști pentru funcție. În 2003, când Moldova fierbea din cauza memorandului Cozac și a posibilității de a ceda în fața rușilor, acceptând un stat federal în schimbul integrării Transnistriei, omul nostru n-a ratat ocazia să se bage și el în discuție. A susținut desigur ideea de federalizare, explicând că noua Constituție despre care se vorbea ar trebui să recunoască noile realități. Care erau ele? Păi să-i dăm cuvântul. Din 1994, Republica Moldova nu mai este strict un stat unitar, deoarece există UTA Gagauzierii cu drepturi egale de autonomie și de această realitate trebuie să se țină cont la elaborarea noii Constituții. Toate bune și frumoase dacă asta nu ar contrazice fix primul articol al Constituției din Moldova care zicea că statul e unul unitar. Nu a fost singurul guvernator care avea idei la limita legii speculând neclarități din formulele legale de compromis stabilite în 1994. În locuitorul lui Tabunșcic, Mihail Formuzal, care a fost bașcan între 2006 și 2015, avea critici și el legate de faptul că dreptul găgăuziei de a se despărți de Moldova dacă ea nu mai e independentă nu au fost trecute în Constituție. A fost o greșeală faptul că Parlamentul de la Chișinău nu a introdus în Constituție articolul care prevedea autodeterminarea găgăuziei în cazul pierderii suveranității de către Republica Moldova, explica Formuzal. Motivul pentru aceste regrete era unul simplu, iubirea. Iubirea de Rusia și de lumea rusă, desigur. Lucrăm din nou cu materialul clientului, poporul nostru. E o parte a lumii ruse și, deși sună paradoxal, cunoașterea limbii ruse e o garanție a păstrării identității noastre, inclusiv a celei etnice. Cam asta zicea Bașcanul Formuzal într-un interviu pentru presa rusă din 2008. El fusese de altfel susținut la alegeri de o alianță a partidelor pro-ruse. Nu prea e clar cum păstrezi identitatea găgăuză prin cunoașterea limbii ruse, poate ne explicați voi în comentarii, pe noi subiectul ne depășește. Dincolo de retorica asta nostalgică, cei 8 ani de conducere a lui Formuzal au adus stagnare economică. Promisiunile lui de a deschide reprezentanțe comerciale găgăuze în Rusia, Turcia, Bulgaria și Ucraina au rămas doar pe hârtie. Cam la fel a fost și faza cu încercarea de a atrage găgăuzii plecați în diasporă. Ei au rămas acolo, ba chiar mulți au plecat în continuare, populația scăzând constant. Probabil cel mai important eveniment din toată perioada dominată de Formuzal a fost referendumul organizat în Găgăuzia în 2014. Totul a pornit de la semnarea acordului de asociere cu UE de către Moldova, care însemna practic încă un pas în integrarea economică a țării cu vestul. Elitele locale, găgăuze, au reacționat prompt și au convocat un referendum care s-a organizat pe 2 februarie cu doar două săptămâni înainte de începutul războiului între ruși și ucraineni în Donbass și de anexarea Crimeii. În timp ce în Ucraina protestele erau în toi, unul dintre motive, fiind tocmai refuzul președintelui prorus Ianucovici de a semna acordul de asociere economică cu UE, găgăuzii făceau un referendum de supărare că moldovenii semnau fix același lucru. Rezultatele l-ar fi făcut mândru și pe Stalin. Prezența a fost de 70%, iar 98% din votanți au optat pentru aderarea găgăuziei la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazakhstan, împotriva încheierii acordului de asociere cu UE și pentru dreptul găgăuziei de autodeterminare dacă Moldova și-ar pierde independența și s-ar reuni cu România. Semnalul era unul clar. Elitele și poporul doreau legături mai strânse cu rușii și refuzau să accepte faptul că viitorul regiunii era integrarea economică cu vestul, adică cu UE. Sperietoarea reunirii Moldovei cu România, folosită în continuare de proruși, era și ea în continuare eficientă. Reacția autorităților de la Chișinău a fost previzibilă. Referendumul a fost declarat neconstituțional, iar autoritățile centrale au acuzat referendumul ca pe o tentativă de a bloca reorientarea politicii externe moldovenești către vest. România a avut o poziție similară, declarând referendumul ca fiind ilegitim și ilegal, adăugând că el nu produce niciun fel de efecte juridice. În schimb, cei de la Moscova jubilau, aprobând inițiativa celor de la Comrat. Multe voci au acuzat atunci o implicare a rușilor, inclusiv financiară, în sprijinirea acestui demers cu oligarhi ruși de origine găgăuză ca principali sponsori. Asta pentru că, deși nu avea efecte legale sau practice, precum referendumul organizat ulterior în Crimea, implicațiile simbolice erau clare. Găgăuzia plus Rusia egal love. Iar oricine ar fi încercat să rupă lanțul ăsta de iubire, risca o reacție nasoală din partea găgăuzilor. Pentru ei un lucru era clar, lumina venea în continuare de la răsărit. Era clar o victorie simbolică pentru Moscova, care păstra și opțiunea găgăuză ca potențial de destabilizare a Moldovei. Dacă politicienii de la Chișinău ieșeau prea mult în decor, raportat la interesele Moscovei. Influența rusă în zonă rămânea oricum mult mai mare decât cea vestică. Referendumul avusese loc la puțină vreme după ce comisarul UE pentru extindere de la acea vreme vizitase Găgăuzia și explicase potențialele beneficii ale unei cooperări mai strânse între Uniunea Europeană și Moldova. Găgăuzii nu erau convinși însă de argumentele economice raționale. Nu îi interesa prea mult nici posibilitatea de a merge fără viză în UE, inclusiv pentru a munci. Majoritatea găgăuzilor plecați să muncească afară erau oricum la acel moment în Rusia, așa cum explica un lider local. Momentul referendumului a trecut fără ca lucrurile să degenereze mai tare, dar poziția pro prorusă a elitelor găgăuze a rămas neclintită. Trendul ăsta a fost confirmat din nou la alegerile din 2015, când în funcția de bașcan a venit Irina Vlah. Ea a fost prima femeie aleasă în poziția de guvernator al Găgăuziei, dar în rest a reconfirmat legăturile cu Rusia și orientarea mai degrabă către est a regiunii autonome. Ea fusese de altfel deputat al comuniștilor moldoveni în Parlamentul de la Chișinău între 2005 și 2015, recunoscut și ei pentru iubirea de Rusia și nostalgiile sovietice. Ea a promis totuși să încerce o oarecare detenționare a relației cu Chișinău cel puțin la nivel de discurs, dorea o relație mai stabilă între Găgăuzia și autoritățile centrale. De altfel, la ambele ceremonii de investire în funcția de Bașcan, pentru că doamna a recâștigat funcția fără stres în 2019, au fost prezenți președintele Parlamentului și prim-ministru în funcție de la acel moment de la Chișinău. În 2019 a fost în vizită la momentul festiv chiar președintele Moldovei de atunci, Igor Dodon, un mare fan al doamnei Vlah ce îi unea pe cei doi nu era greu de aflat. Fuseseră împreună în vizită în 2017 la Moscova. Vlah fiind partea delegației moldovene primite de președintele Putin. De altfel, Vlah a promis constant să întărească cooperarea și legăturile economice cu Rusia, încercând să obțină și ceva facilități pentru exporturile găgăuze către ruși. Asta, desigur, în timp ce Moldova mergea lent în direcția opusă. De altfel, odată cu venirea la puterea forțelor reformiste pro-europene, legăturile între Chișinău și Comrat s-au răcit din nou. Președintele Maia Sandu a revocat-o pe Irina Vlah în martie 2021 din funcția de membru al Consiliului Suprem de Securitate al Moldovei, echivalentul CSAT-ului de la noi. Doamna Vlah a fost la rândul ei o critică vehementă a doamnei Sandu și a partidului susținut de președintele Moldovei, PAS, care încearcă să accelereze orientarea vestică a Moldovei, obținând și statutul de țară candidată UE în 2022, în iunie. Ce e clar e că relațiile dintre Chișinău și Comrat au rămas în acești aproape 30 de ani destul de reci, mai ales în momentele în care la Chișinău liderii politici au încercat o apropiere către vest, când la Chișinău au fost lideri cu o perspectivă mai pozitivă legată de Rusia, precum socialistul Dodon, relațiile cu elitele găgăuze au fost ceva mai calde. Un lucru care a împiedicat totuși escaladarea conflictului a fost disputa internă între elitele locale. Cei 35 de deputați de la Comrat au aceleași idei, mai ales legate de politica externă. Cu toții sărbătoresc în continuare, cu sfințenie aproape, proclamarea Republicii Găgăuze din 1990 în fiecare an pe 19 august. Asta nu îi împiedică să se bată pentru funcții și influență politică și economică, uneori la propriu, cum a fost cazul în iunie 2014. Adunarea populară de la Comrat, aleasă odată la 4 ani, e formată în general din independenți. Din 2008 încoace, majoritatea deputaților e formată din candidați neafiliați în unui partid. După cele mai recente alegeri din toamna lui 2021, 25 din 35 de deputați sunt independenți. Asta și pentru că partidele de la centru au influență redusă. Doar comuniștii și urmașii lor socialiști au avut ceva mai multe mandate în adunarea populară în ultimii 15 ani. Dar numărul lor n-a fost niciodată mai mare de 10. Fragmentarea asta și interesele diverse contribuie la scandaluri frecvente. Unul dintre cele mai recente e cel legat de alegerea președintelui Parlamentului gagauz. El a fost ales de-abia la 15-a tentativă, la 4 luni distanță de la momentul în care parlamentarii fuseseră aleși la rândul lor. Și alegerea s-a făcut cu chiu cu vai, cu majoritatea minimă de 18 voturi din 35 de deputați. Un alt semn al divizării interne e și prezența din ce în ce mai redusă la votare. Exemplul cel mai clar e cel de la alegerile din 2019 pentru Bașcan, unde guvernatorul în funcție, Irina Vlah, a câștigat din primul tur, dar cu o prezență la mustață peste 50%. Asta s-a datorat și faptului că opoziția, clar mai slabă și neavând șanse de a câștiga funcția, a folosit tactica boicotării alegerilor, totul în speranța că nu se va atinge pragul de prezență de 50% care ar fi impus repetarea alegerilor. Opoziția Găgăuză a reclamat chiar că susținătorii doamnei Vlah ar fi fraudat alegerile tocmai pentru a asigura atingerea acestui quorum n-a fost singura dispută între bașcanul Vlah și deputații din adunarea populară. Ei s-au certat în 2022 pe bugetul aprobat de Parlamentul Local, pe care bașcanul a refuzat să-l promulge. Motivul refuzului a fost că deputații votaseră un buget care reducea cu 20% fondurile pentru guvernul condus la acel moment de Irina Vlah. Deputații au acuzat în schimb bașcanul de abuz de putere și de faptul că încerca să ia din prerogativele Parlamentului parlamentarii au și propus la un moment dat un proiect de lege care le-ar fi permis să demită Bașcanul pe baza unor criterii foarte vagi, inclusiv faptul că n-ar fi avut o reputație impecabilă. Cum era de așteptat, guvernatoarea Vlah a refuzat să promulge legea care a rămas blocată după cum se vede, divizarea elitelor găgăuze e destul de clară. Asta mai puțin în momentele în care e vorba să se opună ideilor provestice de la Chișinău și declarațiilor de iubire pentru Moscova. Lipsa asta de unitate, economia slabă, faptul că teritoriul e unul fragmentat și că nu există trupe rusești pe teritoriul său, cum e în cazul Transnistria, sunt toate motive pentru care, în sine, găgăuzia nu pare să-și permită să ducă la capăt amenințările separatiste. Asta nu înseamnă că rămâne un hop semnificativ în potențialul drum al Moldovei spre vest, în cazul de acum spre integrarea în UE. Și asta și pentru că Găgăuzia primește sprijin de la doi actori externi importanți, statele urmașe ale celor două imperii sub care Găgăuzii au trăit în ultimele secole, rușii și turcii. Despre relațiile și influența turcilor, dar mai ales a rușilor în Găgăuzia, vorbim în partea următoare. găgăuzii între turci, ruși și UE. Formarea poporului găgăuz și apoi stabilirea lui, în principal în zona Basarabiei de Sud și a Buceagului, a fost o poveste a influenței celor două imperii unde au trăit aceștia. Și povestea lor de astăzi rămâne una cu importante influențe geopolitice. Cu această combinație unică de popor de origine și cu limbă turcică, dar rusificat și vorbitor în majoritate de limbă rusă, găgăuzii sunt cumva parte a celor două lumi. Atât turcii cât și rușii se uită la ei cu un tip de dragoste imperială, a fratelui mai mare gata să ofere protecție. Sigur, în ciuda eforturilor intense ale domnului Putin, nu mai trăim într-o lume imperială. Turcii și rușii nu vor totuși să cucerească găgăuzia și să o alipească la propriul teritoriu. Bine, pentru ruși n-aș băga mâna în foc, dar chiar și ei par să realizeze treptat că vremea imperiilor, inclusiv a URSS, a cam trecut. Asta nu înseamnă însă că implicarea celor două puteri regionale în Găgăuzia nu e destul de intensă. Există chiar un fel de competiție pentru influență între cei doi protectori, care concurează pentru atenția elitelor și populației locale e și o diferență de abordare destul de mare. Turcii preferă o abordare de tip soft power, în care investesc economic și mențin relațiile culturale cu găgăuzii, fără a încuraja tendințele lor separatiste față de Chișinău. Cu rușii, povestea e destul de diferită, ei mizând pe o intervenție mult mai directă, care presupune o groază de instrumente. Celul lor e mai degrabă ajutarea găgăuziei să fie o piatră de moară în potențiala desprindere a Moldovei de lumea rusă. Rușii sunt inventivi cu metodele folosite, de la apelul la memoria istorică și nostalgia sovietică, la cumpărarea elitelor locale prin finanțări obscure, la folosirea limbii ruse ca instrument de propagandă, inclusiv prin intermediul presei ruse, pentru că găgăuzii consumă majoritar mass media venită de la Moscova, toate sunt folosite cu spor. Turcii sunt ceva mai maleabili și încearcă să coopereze și cu Chișinăul pentru a proteja minoritatea găgăuză. Rușii sunt ceva mai din topor, având și interesul de a păstra conflictul intern între moldoveni și găgăuzi în viață, mai ales când la Chișinău sunt provestici. E adevărat că nu se calcă pe coadă cei doi actori externi influenți la Comrat, așa cum s-a întâmplat în disputa din Nagorno-Karabakh sau prin Siria, dar nici nu prea cooperează. Să vedem întâi scurt cum influențează turcii ce se întâmplă în Găgăuzia. Una dintre principalele metode a fost cea a vizitelor bilaterale. Asta deși Găgăuzii nu sunt un stat independent, deci nu sunt un subiect de drept internațional și teoretic nu au dreptul la o politică externă proprie. Totuși, pe baza legăturilor culturale, autoritățile din Turcia s-au văzut cu bașcanii Găgăuziei destul de des în ultimii 30 de ani. Prima vizită a fost chiar în 1995, imediat după ce disputa cu Chișinăul se rezolvase. Bașcanul Gheorghe Tabunșic și delegația condusă de el au fost primiți de președintele turc Suleiman de Mirel, chiar la Ankara. Din start, discursul turc a fost cel de a încuraja dialogul comratului cu Chișinăul și de a rezolva problemele fără conflict armat. Demirel a venit și el ulterior în Găgăuzia cu ocazia unei vizite oficiale în Moldova în 1997. Relația a fost una strânsă și mai recent. Noul sultan turc Erdogan a impus o implicare chiar mai mare a turcilor. În 2016 s-a semnat un acord comercial între Turcia și Moldova, al cărui principal rol a fost să ajute dezvoltarea relațiilor economice dintre Ankara și Găgăuzia. Exporturile Găgăuze s-au mărit cu două treimi în doar 5 ani după semnarea respectivului acord, care aduce Comratul mai aproape economic de turci. Turcii au continuat și finanțarea a diverse proiecte în Găgăuzia, de la școli și spitale, la centre culturale și rețele de drumuri. În 2018, Erdogan a vizitat și el, la fel ca Demirel, pe vremuri, Găgăuzia, tot în timpul unei vizite oficiale în Moldova. Discursul lui Erdogan a fost unul care a insistat pe importanța legăturilor istorice și culturale între cele două popoare, sprijinind în același timp și menținerea autonomiei Găgăuzilor. În 2020, turcii au plusat, iar ministrul lor de externe a inaugurat un consulat la Comrat. Turcia a fost prima și până acum singura țară cu un asemenea demers, care arată importanța acordată Găgăuziei și dorința de a întări legăturile. În 2021, bașcanul găgăuzi Rina Vlah a mers și ea la Ankara și s-a întâlnit cu președintele Erdoğan. Din nou, teoretic, din punct de vedere diplomatic, asta e o treabă rezervată șefilor de stat. Așa cum spunea și Vlah, deschiderea asta a turcilor față de găgăuzi arată dorința lor de implicare în găgăuzia pentru a ajuta pe frații găgăuzi. Sprijinul Turciei pentru găgăuzia e de neprețuit. Mulțumită președintelui Recep Tayyip Erdogan, relația noastră cu administrația turcă e foarte caldă și se bazează pe prietenie sinceră și pe respect reciproc. Prin urmare, suntem foarte recunoscători pentru el. Suntem norocoși să fim colaboratori cu Erdoğan și echipa sa. Turcii au cooperat bine cu liderii locali de la Comrat, cu toate acestea, implicarea lor a fost totuși una relativ limitată, iar cum spuneam, ei au temperat mai mereu instinctele mai belicoase ale elitelor locale găgăuze, insistând pe cooperarea cu Chișinăul. Abordarea rusească a fost una diferită, implicarea fiind una mult mai clară și directă. Asta ține și de istoria recentă, unde găgăuzii au fost parte a Imperiului Rus pentru aproape două secole, dar și de abordarea mult mai contondentă a Moscovei. Pe cât de moderată a fost abordarea turcilor, pe atât de dur a fost discursul venit de la liderii ruși. De multe ori, ei au dat apă la moară tendințelor separatiste ale găgăuzilor, punând gaz pe foc și încercând să submineze fragilul compromis realizat în 1994 între moldoveni și găgăuzi. Relația dintre ruși și găgăuzi a fost deci una mult mai apropiată decât cea cu turcii, iar instrumentele de influență la îndemâna rușilor sunt mai variate și mai puternice. Conform retoricii rușilor, găgăuzii au primit aproape totul de la ruși. Ecaterina cea mare și urmașii săi Petroni i-au primit pe găgăuzi în imperiu și le-au dat pământ, protecție și libertate religioasă. Apoi Stalin și sovieticii i-au eliberat de jugul jandarmului român și de fascism, le-au dat un alfabet chirilic pentru limbă și i-au păstrat la sânul cald al URSS. Sigur, în același timp, găgăuzii au fost rusificați, jumătate din populație a murit de foame sau a fost deportată după al doilea război mondial, iar presa și educația în limba găgăuză au devenit mai rare decât disidenții politici liberi prin Rusia lui Putin. Toate astea s-au uitat cumva, pentru că se pare că nu doar în România funcționează de minune un scut nostalgic, care duce la uitarea majorității chestiilor nasoale din regimurile comuniste. În Găgăuzia, scutul ăsta funcționează și pe bază de consum în doze nesănătoase de presă rusească, mai ales propagandiști de la televiziunile controlate de Putin. Ajută și faptul că elitele politice de la Comrat sunt și ele de obicei fie în buzunarul rușilor, fie îi iubesc sincer pe frații mai mari de la Est. Desigur, încearcă să păstreze legătura strânsă cu mama Rusie și să împiedice schimbarea orientării populației găgăuze. Cumva, tot cercul ăsta vicios creat de relația toxică dintre Imperiul Rus în diversele lui forme și găgăuzi asigură un fel de iubire de neînlocuit, care le blochează găgăuzilor orice capacitate de a privi spre vest pe care îl privesc cu teamă, dispreț și scepticism. Probabil principala metodă de a păstra influența rusă în Găgăuzia cât mai puternică e faptul că limba rusă e șerifă. Teoretic în Găgăuzia sunt trei limbi oficiale, româna, rusa și găgăuza. Găgăuza a fost uitată prin rusificare în perioada sovietică, iar româna n-a fost vorbită niciodată pe acolo. Elitele locale n-au făcut nimic în ultimele trei decenii ca să schimbe situația asta, iar autoritățile de la Chișinău au fost prea slabe ca să o schimbe. Peste 80% dintre găgăuzi sunt bilingvi, vorbind rusă și găgăuză, iar situația se perpetuează. Peste 90% dintre copii învață în școli cu predare în limba rusă, care e și un indicator al statutului social. Doar 5% studiază româna. Nu e deci de mirare că grosul populației nu știe limba oficială a Republicii Moldova, româna. Partea mai ciudată e că, deși politicienii găgăuzi se bat cu pumnul în piept că apără limba minorității pe care o reprezintă, nici găgăuza nu prea e folosit atât de frecvent, deși există inclusiv cerințe legale în direcția asta. De altfel, la școală ea se învață ca a doua limbă, principala fiind rusa. În 2010, ONU a declarat de altfel găgăuza ca pe o limbă pe cale de dispariție, provocând un șoc și dezbateri interne în găgăuzia. S-au încercat apoi diverse programe de a încerca încurajarea folosirii limbii găgăuze, dar în general efectele au fost relativ limitate. Practic, rusificarea din perioada sovietică a continuat în voie, iar rusa e limba franca în găgăuzia, fiind și un instrument foarte eficient de păstrarea a dominației ruse. Chiar și New York Times a făcut recent un reportaj legat de încercările de a salva găgăuza de la extinție. Nimeni nu a încercat cu adevărat, după căderea URSS și compromisul făcut între găgău și moldoveni în 94, să mai echilibreze balanța asta și să promoveze limba oficială, română sau limba găgăuză, cea care e teoretic nativă pentru majoritatea oamenilor de acolo. O educatoare de la o grădiniță din Găgăuzia are o poveste sugestivă pe tema asta, și mama ei a fost pe vremuri educatoare, doar că diferența între cele două perioade e una majoră. Când a început să lucreze în epoca sovietică, toți copiii vorbeau găgăuză acasă și a trebuit să invețe rusă de la zero. Așa spui mână, ochi. Acum copiii vorbesc rusă cu familiile lor și ea trebuie să invețe cum să spună mână și ochi în găgăuză. Iar limba are un rol mega important. Ea are nu doar un rol din ăsta de a transmite informații dintr-o parte în alta, ci influențează și identitatea etnică și culturală a unui popor. Iar găgăuzii sunt un exemplu viu în direcția asta. Percepțiile lor asupra lumii sunt influențate de faptul că grosul comunicării, dar și al informării prin presă, se face folosind limba rusă. E greu, spre imposibil, să integreze o comunitate care nu vorbește deloc limba oficială a statului, cum e cazul cu găgăuzii și Moldova. E la fel de greu să-i desprinzi din mreaja rusă și vrăjile ei cât timp limba rusă e o parte cheie a identității lor. Se încearcă timid inițiative în direcția asta. Chișinăul a finanțat cursuri de limba română pentru găgăuzi, iar România a investit în construcția infrastructurii pentru singurul liceu de limba română din zonă. Dar pașii sunt prea mici, iar în ritmul ăsta va dura o eternitate să schimbi starea de fapt. Ar fi important ca găgăuzii să învețe și româna și pentru că așa ar diversifica și ei meniul zilnic de informații primite. Deocamdată ce primesc ei e venin în urechi de la Moscova. Asta pentru că principala lor sursă de informare e presa din Rusia, aflată de ceva vreme sub papucul tătucului Putin. Pe de o parte, nu prea există mass media în limba rusă independentă pe care găgăuzii să o consume televiziunea regională GRT și ziarul local Vesti Găgăuzii, ambele finanțate de autoritățile de la Comrat, reiau destul de des propaganda rusă. Canalele private preiau pur și simplu emisiunile rușilor, pe care le retransmit mai ales emisiunile de știri și talk show politice, cele mai urmărite programe rusești în Găgăuzia. Iar cum găgăuzii nu prea cunosc româna, canalele moldovenești nu prea sunt de interes pentru ei. Nu e nicio surpriză, deci că în 2021 peste 90% dintre găgăuzi declarau că ei consumă presă de limbă rusă, controlată fie direct de Kremlin, fie de partidele proruse de la Chișinău. Pentru cine a uitat, am explicat în clipurile precedente despre Moldova că peisajul media acolo e pestriț, cu multe televiziuni și ziare deținute direct sau prin interpuși de politicieni. Pentru generațiile mai bătrâne, nostalgice după perioada sovietică, presa în limbă rusă e un medicament direct. În fiecare seară, timp de ani de zile, le-au intrat în casă prin intermediul televizorului și s-au înfipt adânc în creier ideile unor propagandiști putiniști, notorii, gen Soloviov, Skabeva sau Simonian. Așa cum spune un deputat din Partidul de Guvernare de la Chișinău, am ajuns într-o situație în care unii concetățeni privesc lumea nu doar prin intermediul canalelor TV rușești, dar și prin intermediul stereotipurilor care le-au fost insuflate prin ele. Nu e deci surprinzător să afli, mergând ca jurnalist prin Comrat, că guvernul de la Chișinău e manevrat de vestici și de românii care vor să facă rău găgăuzilor. Sau că un găgăuz declară că e mare fan Vladimir Putin și se uită la TV doar când vorbește tătuca de la Kremlin. Nu e de mirare nici că oamenii cred cu tărie că suportul rușilor a fost esențial pentru obținerea autonomiei în anii 90 sau că președintele rus Putin vrea să le dea gaz ieftin și benzină gratis, dar că autoritățile de la Chișinău nu îi lasă pe cei de la Comrat să accepte această ofertă super generoasă. Oricât de aberantă pare propaganda asta, repetată la nesfârșit și neavând concurență, ea devine eficientă e unul dintre motivele pentru care partidele și candidații proruși iau practic peste 90% din voturi mereu în găgăuzia. Pentru a contracara toată treaba asta ar fi nevoie de voință politică și organizare ca să educi populația să discearnă ce e real și ce nu din oceanul ăsta de fake news cu care sunt invadați zilnic. Pentru asta ar fi nevoie ca elitele locale să accepte existența propagandei rusești și să încerce să o combată. Da, ele sunt preocupate de complet alte chestii, cum ar fi lupta cu lucruri mult mai nasoale decât știrile false rusești. Pericolul LGBT, spre exemplu. În mai 2022, adunarea populară de la Comrat a votat cu unanimitate o lege care cenzura practic presa, interzicând mass media să documenteze și să răspândească pe teritoriul Găgăuziei materiale legate de reflectare și propaganda relațiilor netradiționale. Asta e formularea lor, desigur. După cum se vede, dușmanii și propaganda arată altfel pentru liderii politici găgăuzi și vine de la vest, desigur. N-are cum să vină ceva nasol de la est. De acolo vin chestii frumoase, care ne apără valorile tradiționale. Sigur, ONG-urile din zonă au protestat împotriva ideilor crețe ale liderilor găgăuzi, spunând că probabil e și o lege care nu respectă chiar Constituția Moldovei și încalcă drepturi și libertăți fundamentale. Ideea de bază rămâne. Cam asta e perspectiva multor lideri locali, dar și a majorității populației. Nu doar că nu se propun măsuri pentru alfabetizarea media a populației, adică să încerce să ia măsuri ca măcar micul Ivanel să nu pună botul la ideile absurde și știrile false venite de la Moscova, dacă pentru bunicul Ivan e prea târziu. Din potrivă, liderii locali din Găgăuzia repetă de multe ori aceleași idei false, contribuind de fapt la păstrarea dominației narativului rusesc în zonă nu doar că nu pedepsesc pe cei care emit fake news-uri, de multe ori îi aplaudă, mai ales dacă vin dintr-un studio TV rusesc, nici urmă de gândire critică. O tonă de critică a oricărei tentative de gândire liberă, cam asta e abordarea. Bine, pe lângă iubirea fără limite de ruși, pe bază de istorie și identitate comună, rușii s-au asigurat de suportul elitelor locale și prin metode ceva mai pământene. Pe lângă umplerea minților găgăuzilor cu discursul de la televiziunile rusești, Kremlinul umple și buzunarele politicienilor locali. Cum spune unul dintre jurnaliștii locali, Mihail Sirkeli, în Găgăuzia, toți politicienii sunt proruși pentru că Rusia le finanțează proiectele politice nu există o ofertă politică pro-europeană. Așa cum tot Sir Kelly spune, într-un fel, autonomia găgăuză a fost de multe ori folosită ca un instrument pentru a păstra rețelele de putere locale, pentru a cultiva nostalgia sovietică și pentru a păstra influența rușilor asupra populației, deși nu prin control direct, cum a fost cazul înainte de căderea URSS. Scopul nobil de a prezerva autonomia limbii și culturii găgăuze a rămas de multe ori doar un paravan pentru scopurile astea ceva mai palpabile. Sau, cu cuvintele lui, avem nevoie de autonomie pentru găgăuzia, pentru a reprezenta interesele găgăuziei și pentru a ajuta la dezvoltarea socioeconomică și culturală regională. Nu pentru a promova interesele Kremlinului și nostalgia sovietică. Dar găgăuzii nu cer în prezent acest lucru. Nu le pasă de limba sau istoria găgăuziei. În mod oficial, avem trei limbi oficiale în Găgăuzia, dar toate legile sunt adoptate și publicate doar în limba rusă. Nu e o surpriză că în condițiile astea sondajele arată de fapt că găgăuzii nu au o identitate proprie, doar 4,5% identificându-se cu etnia găgăuză. Bine, probabil cea mai logică identitate e cea de Homo sovieticus, în căutarea unei patrii care a murit acum 30 de ani. Combinația asta între elitele locale și patronii lor de la Kremlin e însă greu de spart, mai ales că atât politicienii locali cât și Rusia profită de ea. Politicienii de la Chișinău și cei vestici sunt prea slabi și fără influență, iar populația e splată pe creier sau crede sincer în patria mamă rusă. Sir Kelly susține ideea finanțării partidelor și deputaților independenți din adunarea populară de la Combrat cu fonduri publice direct de la Chișinău, deși nici asta nu e clar dacă ar schimba lucrurile poate un fel în care lucrurile ar putea să se schimbe e prin situația economică. Foarte multă vreme, Rusia și piața estică CSI erau singurul partener economic pentru găgăuzi. 100% din mărfurile produse în Găgăuzia, în principal cele agricole, inclusiv vinuri, erau trimise spre Est. În ultimii ani, Vestul a mai echilibrat lupta cu Estul, iar acum e aproape egal. E 55% la 45% pentru Est la importuri din Găgăuzia. În trecut, Găgăuzia, la fel ca Transnistria, erau exceptate de la diversele embargouri impuse de ruși, mai ales cele care i-ar fi lovit mai tare, gen cele pe vin sau produse agricole. Era un fel de favoare prin care rușii arătau că Găgăuzii erau un frate mai mic, cu minte, pe care nu voiau să-l pedepsească la oaltă cu neastă împărații de moldoveni. Așa a fost cazul în 2014, când restricțiile rușilor pe importul de alcool moldovenesc, introduse în 2013, au fost eliminate, dar doar pentru Găgăuzia. Și pe piața muncii, legătura cea mai puternică a fost foarte multă vreme cu Rusia. Era firesc într-un fel pentru că Găgăuzii vorbeau rusă și integrarea în Rusia era mai simplă pentru ei. Lucrurile au început să se schimbe treptat aici, începând din 2014, când a început conflictul între Rusia și Ucraina, dar și disputele și sancțiunile vesticilor împotriva Rusiei. Unii găgăuzi au început să plece înspre vest, în Europa, piața din Rusia fiind mai puțin atractivă în contextul actual. Autobuzele cu migranți economic găgăuzi continuă însă să plece spre Rusia de mai multe ori pe săptămână, semn că legăturile cu Estul rămân și în cazul ăsta puternice. Desigur, când e vorba de ce poate oferi Rusia economic, nu poate lipsi discuția despre gaze. Adunarea populară de la Comrat a insistat în ultimii ani pe ideea clasică a forțelor pro-ruse din Moldova. Trebuie să negociem cu Gazprom un contract avantajos pentru Găgăuzia. Cam ăsta e refrenul. Iar uneori, Găgăuzii propun și delegații care să meargă la Moscova să negocieze direct cu rușii peste capul moldovenilor. De obicei rămân doar la stadiul de promisiuni, dar după aia, în alegeri, politicienii locali pot promite că vor negocia relații mai bune cu Rusia. De obicei adaugă și acuze la adresa politicienilor de la Chișinău, care îi supără pe ruși și pierd șansa de a avea gaz ieftin rusesc. Ce nu a rămas doar la stadiul de promisiune sunt investițiile în regiune din partea UE, SUA și a României. România a băgat, de exemplu, 26 de milioane de euro în repararea grădinițelor din Republica Moldova, Găgăuzia fiind unul dintre principalii beneficiari. A mai investit 800 de mii de euro pentru o nouă clădire pentru singurul liceu cu predare în limba română din Găgăuzia, unde învață 500 de elevi. UE a oferit și ea milioane de euro în ultimii 15 ani pentru diverse proiecte de infrastructură în Găgăuzia. Speranța a fost că toate aceste investiții vor schimba treptat perspectiva negativă asupra vestului și îi vor convinge pe Găgăuz de beneficiile integrării economice cu UE. Pare destul de clar că strategia asta nu funcționează, mai ales când te uiți la rezultatul alegerilor, unde candidați pro-europeni sunt la fel de des întâlniți ca mamuții lănoși în Europa sau ideile coerente în capul lui Trump. Cu alte cuvinte, găgăuzii iau banii de la UE, dar iubesc în continuare Rusia de fapt. Oricum, deși realitatea din teren e diferită, un sondaj din 2021 arată că găgăuzii sunt convinși că Rusia oferă mai mult ajutor financiar extern Moldovei decât UE. 40% dintre găgăuzi mizau pe Moscova și doar 14% pe UE. Probabil că una dintre concluzii în cazul ăsta e că nu e de ajuns să bagi banii în dezvoltarea regiunii dacă nu le și explici oamenilor ce ai făcut pentru ei. Iar la capitolul ăsta, UE și Vesticii stau în general mai slăbuți în Găgăuzia, unde vizitele pro-europenilor sunt mai rare, iar presa pro-rusă și politicienii locali, tot filoruși, sunt principalii comunicatori. Aici e probabil și un cerc vicios, pentru că presupune să le spui oamenilor că perspectiva lor cu Rusia în centru lumii nu e nici reală, nici sănătoasă. Asta nu prea aduce puncte de popularitate și presupune să ai tăria să confrunți prejudecățile și criticile celor cu care dialoghezi. În general, politicienii pro-europeni de la Chișinău, care ar fi putut fi actorii principali într-o asemenea acțiune, au evitat acest tip de abordare, iar Găgăuzia a rămas cumva scufundată în această sferă de influență rusească. Bine, de multe ori nu a fost cazul, pentru că inclusiv politicienii de la centru din Moldova erau fie pro-ruși pe față, fie pro-europeni doar de fațadă. Situația asta s-a schimbat însă în ultimii doi ani și ceva. Au fost două fenomene care au dus la un nou tip de raportare între Chișinău și Comrat. Pe de o parte, la Chișinău au apărut pentru prima oară în 30 de ani forțe politice cu adevărat pro-europene. Pe de altă parte, Rusia a invadat Ucraina și a pornit un război hibrid cu noile autorități centrale din Moldova. Găgăuzia a fost ca de obicei cumva la mijloc. Noua realitate de după 2020, Găgăuzia Moldova și Rusia în războiul hibrid. Compromisul creat de moldoveni și Găgăuzi la mijlocul anilor 90 a trasat în linii mari modul în care s-au dezvoltat raporturile dintre cele două părți în următoarele decenii. Au fost perioade în care părea să apară un conflict, în genere, totul, legat de modul în care Moldova se reorienta spre vest. Momentul cel mai critic în sensul ăsta e referendumul din 2014 din Găgăuzia, despre care am povestit deja un fel de tentativă de atenționare de la Comrat că Moldova trebuie să apese pe frână în drumul spre vest părea însă că, deși Moldova a făcut ceva pași spre vest și UE, semnând și un acord de asociere economică în 2014, drumul respectiv era unul înfundat. Moldova se blocase între proruși și corupți care mimau orientarea către UE și nu mai putea ieși din cercul ăsta vicios. Lucrurile s-au schimbat însă drastic în ultimii ani, pe o parte datorită alegerilor moldovenilor, pe de altă parte din cauza acțiunilor lui Vladimir Putin. Primul pas a fost însă alegerea Maiei Sandu ca președinte al Moldovei în decembrie 2020. Apoi partidul susținut de ea, PAS, a câștigat alegerile din 2021, iar întreaga putere de la Chișinău a devenit una care privea spre vest. Al doilea moment cheie a venit direct de la Kremlin în februarie 2022, când liderul rus Putin a decis să lanseze o invazie militară masivă în Ucraina. Asta a dus la un război fierbinte în Europa care durează de peste 600 de zile, împotriva regimului de la Kiev, dar și la un război hibrid cu tactici non militare al rușilor împotriva guvernării de la Chișinău. Toată această furtună geopolitică a accelerat istoria chiar și în relativ liniștită găgăuzie, care a devenit un punct cheie al războiului hibrid lansat de ruși. Era cumva logic, fiind cea mai rusofilă parte a Moldovei, unde Moscova lucrează cu materialul clientului. Băieții ruși și prietenii lor locali au băgat cărbuni și mai tare pe partea de propagandă și dezinformare, dar și în organizarea de proteste la nivel local, în același timp, elitele locale găgăuze au început și ele să vocifereze din ce în ce mai apăsat legat de relația proastă cu centrul și de faptul că alinierea Chișinăului cu vestul în raportarea la conflictul din Ucraina le strică Feng shui autonom. Nici autoritățile de la Chișinău n-au fost doar spectatori, implicându-se în joc cu tot arsenalul, de la legi adoptate, la vizite ale președintelui Sandu în Găgăuzia și dialog cu politicienii și oamenii locului. Pe găgăuzi, războiul i-a băgat în ceață. Ei au continuat să susțină Rusia, dar au primit și refugiați ucraineni. Un fost primar al comratului, Nicolai Dudoglo, ne lămurea de plin cum vedeau găgăuzii războiul. Nimic nu s-a schimbat. Găgăuzia va sprijini mereu Rusia. Suntem împotriva războiului. Iubim Ucraina, dar nu putem accepta că Rusia e agresorul. Legenda spune că experții încă dezbat la școlile de logică ce a vrut să spună autorul. Cum propaganda rusă a făcut minuni în creierele multor găgăuzi, nu e exclus ca la începutul războiului o parte a populației să aștepte omuleții verzi eliberatori. De scenariu ăsta, al creării unei novo-rusii mari și noi, care să reunească Găgăuzia și Transnistria via Odessa și Mariupol, cu Donbasul și patria mumă rusă, s-a ales praful odată cu înfrângerea rușilor prin suburbiile Chievului încă din martie 2022. Dacă militar nu s-a putut, Moscova a băgat bățul prin gard în găgăuzia prin alte metode. Prima a fost organizarea de proteste de elitele locale politice. Nu era greu să strângi lumea, pentru că situația după război era oricum una foarte nasoală. Inflația era mare, prețul gazului explodase, a fost și secetă în vara anului 2022, iar Rusia a interzis importurile de produse agricole moldovenești. Mulți găgăuți cu dublă cetățenie care munceau în Rusia și trimiteau bani acasă, au revenit în Moldova de teama de a nu fi recrutați. Era un cocktail exploziv, iar principalul vinovat a fost ușor de găsit la Chișinău. Jos guvernul s-a strigat la unison în cele trei orașe din Găgăuzia. Cerințele erau cele clasice. Petiții pentru negocieri directe între Moldova și Putin pentru un preț mai mic la gaze, dar și pentru plafonarea prețurilor. Pe unii activiști îi lua valul și treceau la concluzii ceva mai exotice. Când rusul Ivan, pe nume Vladimir Vladimirovici Putin, va lua pământurile noastre rusești? Acest pământ aparține în primul rând Rusiei. Putin va veni odată și odată aici și îl vom întâmpina cu flori. Situația a rămas una tensionată, dar în ciuda înfierbântării spiritelor, lucrurile nu au degenerat. Era însă destul de evident că protestele nu apăruseră din senin și exista o influență rusească în toată povestea o spunea explicit chiar președintele moldovean Maia Sandu. Există anumite încercări de destabilizare a situației de către anumiți indivizi și grupuri din Găgăuzia, despre care credem că lucrează pentru interese străine. E dificil, dar departamentele noastre încearcă să țină situația sub control, să o monitorizeze și să ia măsuri atunci când e necesar. Una dintre măsurile luate de autoritățile de la Chișinău a fost să elimine una dintre sursele majore de influențare a publicului din Moldova și Găgăuzia. Era vorba de faimoasele emisiuni TV ale posturilor din Rusia, retransmise la greu în toată Moldova. În martie 2022 au fost luate măsuri de urgență pentru a elimina emisia programelor ce incită la ură, război și discriminare. Apoi, în iunie 2022, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o lege a securității informaționale. Așa era legalizată interzicerea posturilor rusești, tocmai pentru a evita poluarea minților moldovenilor de fake news-urile rusești și a mai echilibra lupta dintre autoritățile de la Chișinău și ruși și cozile de topor ale lor în războiul hibrid. Problema a fost însă că politicienii din Găgăuzia au refuzat inițial să respecte legea adoptată de la Chișinău. Ei au folosit autonomia teritoriului pentru a spune că operatorii de cablu și posturile TV pot obține licențele în Găgăuzia pe baza unei legi adoptate de Parlamentul local în 2000. Asta nu avea niciun fel de criteriu care să împiedice transmisia posturilor rusești cu dezinformările lor cu tot. Guvernul de la Chișinău a fost nevoit să apeleze la justiția din Moldova, care a anulat regea respectivă emisă de găgăuzi în 2000, spunând că e incompatibilă cu legislația Republicii Moldova. S-a ajuns până la Curtea Supremă, care a dat decizia finală de-abia în octombrie 2022. Teoretic, până la finalul anului 2022, distribuitorii de cablu au trebuit să se conformeze legii respective chiar și în Găgăuzia. Desigur, pentru oamenii spălați pe creier de propaganda agresivă rusă, eliminarea drogului dezinformării de la fratele cel mare din Est, a produs reacții adverse. Majoritatea găgăuzilor întrebați în diverse anchete de presă au descoperit o dragoste teribilă pentru libertatea de exprimare și au criticat măsura luată de autoritățile centrale, ținta principală fiind președintele Maya Sandu. Cele apăruse pe ecrane găgăuzilor de-a lungul anului 2022? Păi, știri rusești una și una bacă trupe ucrainene, jefuiesc sate găgăuze din sud-vestul Ucrainei, ba reportaje cu un soldat găgăuz care murise ca un erou luptând cu naziștii pentru armata rusă. N-au lipsit din program nici știrile cu tancurile românești la granița cu Moldova, gata să invadeze chiar înainte de parada anuală de 9 mai, sau cele care spuneau că exercițiile forțelor speciale ale armatei moldovene de la Comrat din august 2022 erau, de fapt, o pregătire pentru controlul populației și restabilirea ordinii în provincia autonomă. Niciuna nu era adevărată, dar era important să ții lumea în priză. Un alt moment tensionat a fost legat de altă măsură luată de guvernul de la Chișinău, care a decis să interzică simbolurile asociate cu agresiunea rusească. Legea, dată în aprilie 2022, interzicea inclusiv purtarea panglicii Sfântului Gheorghe, un simbol tradițional asociat paradei de 9 mai de sărbătorirea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste. Decizia a înfuriat atât populația, cât și politicienii de la Comrat. Primii au organizat un protest în care au purtat panglica respectivă și au fluturat steaguri rusești și găgăuze. Ceilalți au dat o lege în Parlamentul local care să permită purtarea panglicii în găgăuzia în timpul sărbătorii de 9 mai. Trebuie reținut că toți cei 35 de deputați locali au votat pentru, semn că dragostea de Rusia le curge vârtos prin vene. Din nou, tentativa politicienilor locali a fost respinsă de justiție, care a explicat că ar contraveni legilor și Constituției Moldovei, care spune că o lege locală nu poate fi adoptată în contra uneia adoptate la nivel național. Asta n-a oprit câțiva deputați să poarte panglica ostentativ la sărbătoarea de 9 mai 2022 din Comrat. Mai mult, deși era clar că va fi anulată de justiție, deputații Găgăuze au mai dat încă o dată o lege identică, chiar în seara de 8 mai, fix înaintea sărbătorii respective. În plus, în Găgăuze apar periodic mesaje de sprijin sau simboluri ale invaziei rusești, de obicei sub formă de grafiti, puse de suporteri ai rușilor nemulțumiți de restricțiile impuse de la centru de Chișinău. De altfel, cam nicio idee mai reformistă a Pas și mai ei Sandu nu prea le-a fost pe plac celor de la Comrat. Ei s-au opus din start ideii de reforme militare pentru a întări armata moldoveană în fața pericolului rus. Nu mai bine băgăm banii în infrastructură și așa drumurile arată ca după război. Cam asta a fost una dintre poziționările liderilor găgăuzi. La fel de prost au primit și vestea acordării statutului de țară candidată UE pentru Moldova în iunie 2022. Găgăuzii au protestat spunând că nu au fost incluși în procesul de negociere. Mai mult au reamintit că dorința poporului gagauz, exprimată în referendumul nerecunoscut din 2014 împotriva unirii cu UE, fusese și ea ignorată. A fost prima dintr-un lung șir de lamentații ale deputaților locali care au acuzat regimul Maia Sandu de tendințe dictatoriale și de dorința de a distruge autonomia Găgăuziei. Deputații și-au amintit și au criticat și excluderea din iulie 2021 a bașcanului găgăuziei Irina Vlah din Consiliul Suprem de Securitate al Moldovei, deși autoritățile de la Chișinău au explicat că ea nu era membru din oficiu al acelei instituții. Au existat și acuzații în Parlamentul de la Comrat că PAS va încerca să schimbe legea specială a autonomiei Găgăuziei din 1994, având cele 60 de voturi necesare pentru a face acest demers. Scopul era, desigur, acela de a limita autonomia Găgăuzilor. Nu a ajutat la calmarea spiritelor nici legea împotriva separatismului în Moldova, adoptată la Chișinău în februarie 2023, unde găgăuzii s-au simțit vizați. Ca reacție, n-au lipsit nici mesajele că era necesar să se apeleze la ajutorul Rusiei și Turciei pentru a opri erodarea autonomiei găgăuze de la Chișinău nici amenințarea cu un Congres Național al Găgăuzilor. S-a organizat o asemenea întâlnire, unde s-au strâns practic toți liderii locali, în mai 2023, care a cerut respectarea autonomiei Găgăuziei și modificarea legislației moldovenești ca să fie conformă cu cea Găgăuză, dar și oferirea statutului constituțional legii privind autonomia Găgăuziei. Au mai cerut reintroducerea serviciilor vamale și fiscale separate pentru Găgăuzia. Că tot s-au apucat să ceară, oamenii au propus și alocarea unei cote separate pentru Găgăuzia în instituțiile centrale, inclusiv Parlamentul de la Chișinău și Justiția, proporționale cu procentul de 5% din populația totală reprezentată de Găgăuzi. Au trimis oamenii apoi rezoluția respectivă practic peste tot, de la Chișinău, la Moscova și Ankara, dar și către SUA, UE, OSCE și alte instituții internaționale. Politicienii găgăuzi au avut ocazia să se plângă direct președintelui Moldovei Maia Sandu, care a făcut mai multe vizite în zonă în cei aproape trei ani de mandat. Prima oară când cele două tabere s-au confruntat a fost în septembrie 2022. A fost o ședință cu adunarea populară de la Comrat, care a degenerat rapid cu parlamentarii găgăuzi, lansând deja clasicele acuzații ba că Maia Sandu vrea să vândă Moldova românilor, ba că vrea să bage Moldova în război și să renunțe la cea mai bună armă a Moldovei, neutralitatea. Principala durere a fost că a rupt relațiile cu partenerul strategic pentru găgăuzi, Rusia. N-a lipsit nici întrebarea clasică pentru propaganda pro-rusă din Moldova, legată de insistența președintelui Sandu de a spune că limba sa maternă e română și nu limba moldovenească. Bomboana de pe coliva a fost desigur cererea ca ea să meargă urgent la Moscova să negocieze un contract pentru gaz mai ieftin cu Putin, dar și acuzele că a ignorat oprimarea minorității ruse din Donbass de către guvernul de la Kiev din 2014 încoace. Reacția finală, exasperată a președintelui Sandu, arată cât de mare rămânea distanța care îi despărțea pe găgăuzi de poziția oficială de la Chișinău. Nu-mi puteți cere să susțin războiul Rusiei contra Ucrainei, N-am să susțin niciodată distrugerea unui alt stat și a oamenilor. Președintele Sandu a ținut un discurs și studenților de la Comrat în cadrul aceleiași vizite. Partea aia a mers ceva mai bine, ea anunțând lansarea unui program pentru învățarea limbii române de adulții din Găgăuzia, tocmai pentru a contracara toată dezinformarea care vine din zona rusă a insistat și pe potențialul de dezvoltare economică al regiunii. De altfel, ea a mai avut întâlniri cu asociații de oameni de afaceri din zonă și a revenit în vara anului 2023 la un forum al tinerilor unde atmosfera a fost ceva mai destinsă. Președintele Sandu a spus constant că Găgăuzia a beneficiat de ajutor financiar pentru proiecte de dezvoltare finanțate de partenerii vestici ai Moldovei a insistat în discurs tocmai pe ideea că trebuie luptat cu dezinformarea și manipularea care parazitează discursul public din Găgăuzia. Asta face ca, în ciuda faptului că vesticii investesc mai mulți bani ca rușii în dezvoltarea Găgăuziei, percepția publicului local să fie fix inversă. În discurs, ea a încercat să atragă generațiile tinere de găgăuzi în direcția ajutorării propagării mesajului oficial și a realității din teren. Ce puteți face dumneavoastră? este să ne ajutați să combatem dezinformarea, să informăm mai bine tinerii, cetățenii, ce înseamnă Uniunea Europeană și de ce este important ca Republica Moldova să ajungă stat membru al UE, pentru că, din păcate, e foarte multă dezinformare. Să luăm exemplu Găgăuziei. Găgăuzia a beneficiat și continuă să beneficieze de proiecte importante susținute de partenerii noștri de dezvoltare, de Guvernul Statelor Unite ale Americii, de Uniunea Europeană, de Marea Britanie, din partea la foarte mulți parteneri, țări democratice care vor ca Republica Moldova să reușească. Spune cineva mulțumesc pentru aceste ajutoare? Inclusiv conducătorii găgăuziei uită să spună mulțumesc pentru aceste lucruri care sunt foarte importante pentru cetățenii țării, pentru cetățenii din Găgăuzia. Liderul de la Chișinău a admis faptul că găgăuzii au o părere proastă despre politicienii de la centru, recunoscând că e posibil să fie și o problemă de comunicare din partea acestora, dincolo de dezinformarea prestată la greu de ruși și ajutoarele lor din zonă. Cum era de așteptat, discursul nu a generat reacții prea plăcute de la oficialii de la Comrat. Bașcanul Vlah chiar a acuzat-o pe Maia Sandu că e greșit informată legată de perspectiva găgăuzilor asupra valorilor europene. Oricum, în ciuda vizitelor președintelui Sandu, relațiile dintre Chișinău și Comrat s-au tot stricat de-a lungul anului 2023. N-a ajutat nici faptul că Parlamentul a decis la început de octombrie 2023 să taie fondurile trimise de la centru către Găgăuzia. Metoda aleasă a implicat modificarea legilor fiscale, forțând ca restituirea TVA-ului către firme din Găgăuzia să se facă de la bugetul local, nu de la cel central, cum era cazul până acum. Sumele totale, restituite în ultimii 5 ani, ajungeau la 640 de milioane de lei moldovenești. Deputații PAS, partidul de la putere de la Chișinău, au sugerat că e doar o modificare care elimină un statut preferențial al găgăuziei, fiind mai degrabă o reparare a unei inechități păstrate de-a lungul anilor și eliminarea unui privilegiu ofelit găgăuzilor. Asta pentru că taxele plătite erau încasate la Comrat, iar restituirea se făcea de la Chișinău, ceea ce nu se întâmpla în alte regiuni. Deputații de la Comrat au reacționat din nou vehement, spunând că legea dată e ilegală, ce e clar e că va sărăci bugetul regiunii, pentru care subvenția respectivă de la centru era o sursă importantă de venit. Oricum, și înainte de decizia asta, liderii de la Comrat erau nemulțumiți rău de tratamentul de la Chișinău. Președintele Parlamentului, Dmitri Constantinov, a avut niște declarații belicoase în august 2023, sugerând că nu e exclus ca la un viitor congres al găgăuzilor, ce urma să fie organizat în septembrie 2023, să fie proclamată o republică găgăuză. Nu își asuma personal ideea de cerere a independenței, dar spunea că oamenii sunt așa de măhniți de ce face Chișinăul, că nu poate exclude nimic. Am convocat un congres al deputaților care va continua pe 9 septembrie. Nu știu ce se va întâmpla la congresul din 9 septembrie. Sunt unii deputați care cer revenirea la Republica Găgăuză. Noi am avut întotdeauna astfel de întrebări. Au mai fost convocate congrese. Am mai făcut apel la autoritățile centrale să înceapă să ia mai în serios competențele noastre. Declarațiile lui Constantinov trebuie privite mai degrabă în registru unei încercări de a aduce Chișinăul la masa negocierilor. Elita politică de la Comrat nu-și dorește de fapt cu adevărat independența. Doar am văzut puțin mai devreme că statutul Găgăz independent nu e viabil economic și ar fi falimentar dar ea folosește sperietoarea amenințării cu secesiunea pentru a extrage un compromis mai eficient pentru ei și o autonomie mai extinsă. E fix rețeta pe care au folosit-o cu succes politicienii găgăuzi în anii 90. Între timp însă, jocul ăsta clasic de așoarecele și pisica între politicienii de la Comrat și cei de la Chișinău a fost resetat. Cine sunt cei care au schimbat jocul? Păi ăsta e subiectul ultimului capitol al clipului. cum a capturat Șor Găgăuzia. Alegerile pentru poziția de guvernator al Găgăuziei din primăvara anului 2023 păreau să nu anunțe schimbări majore. Bașcanu în funcție, Irina Vlah, nu mai putea candida pentru că avusese deja două mandate consecutive. Cei aproape 100.000 de, de cu drept de vot aveau însă pe buletinul de vot pe 30 aprilie aceeași listă clasică de candidați proruși. De data asta erau 8 la număr, unii dintre ei, așa cum observa președintele Maia Sandu, fiind mai degrabă agenței Federației Ruse decât politicieni care să lucreze pentru cetățeni. N-a fost nevoie ca Moscova să-și declare sprijinul pentru vreun candidat, pentru că oricum toți erau cu ea în suflet. La fel, nu a fost cazul ca partidul de guvernământ de la Chișinău sau oricare forță politică pro-europeană să propună un candidat, dar din motive diferite. Nu avea nicio șansă la alegeri, ba chiar risca vreo corecție de la alegători dacă insista cu idei nepotrivite. Probabil singurul moderat de pe listă era Dumitru Croitor fostul bașcan reformist de la începutul anilor 2000, care acum e ambasador al Moldovei în Turcia, țară care l-a sprijinit discret pentru candidatură. E, se pare că alegătorii din Găgăuzia au mers pe principiu alegerii răului cel mai mare. Asta s-a aplicat în ambele tururi de alegeri. În primul tur, votanții au hotărât să elimine candidații care erau proruși, dar cu o abordare ceva mai moderată. Așa au ajuns în turul 2 candidații sprijiniți de partidele proruse din Parlamentul de la Chișinău. PSRM și Șor, Grigore Uzun și Evgenia Guțul. Cei doi aveau în comun dorința de a împiedica, nu doar de a restabili relațiile cu Rusia, ci de a se opune integrării în UE a Moldovei. În plus, erau cei mai radicali candidați, cu cele mai dure poziționări față de regimul pro-european de la Chișinău. Un alt punct comun era că ambii erau șomeri la momentul depunerii candidaturii ca bonus pentru Guțul, ea era un personaj anonim înaintea alegerilor, nefiind cunoscută în mica comunitate găgăuză. În campania pentru turul 2, socialiștii au apăsat și ei cât au putut pedala dezinformării. Fostul președinte moldovean Dodon, prezent în Găgăuzia pentru a-l susține pe Uzun, a băgat la greu narrative rusești, insistând pe protejarea identității moldovenești. I-a speriat pe votanți cu pericolul unirii cu România, intrarea în NATO sau chiar în război. Pentru că a simțit că nu e de ajuns, a promis și că dacă va redeveni președinte al Moldovei, îl va aduce în vizită pe Putin, la fel cum a făcut cu Erdogan în 2018. N-a fost însă de ajuns. În bătălia șomerilor din turul 2, candidata partidului Șor, care la o lună distanță a fost declarat neconstituțional, Evgenia Guțul, l-a bătut pe Grigore Uzun cu 52% din voturi și o diferență de cam 2500 de voturi din 53.000 de votanți. Asta, deși, cum spuneam, era absolut necunoscută în zonă înainte de alegeri. Pe lângă ajutorul dat în campanie de cele mai cunoscute figuri ale formațiunii pentru care a candidat, adică Ilan Shor, condamnat penal în Moldova, fugar în Israel și Marina Tauber, vicepreședintele partidului, Evgenia Guțul a mai profitat de alți câțiva factori pentru a câștiga. A folosit intens social media și a organizat concerte cu vedete muzicale populare din Rusia, care au cântat inclusiv imnul Găgăuziei. A și a avut o serie de promisiuni economice populiste foarte atractive pentru electorat. Guțul a profitat și de valul de ură și protestul găgăuzilor față de partidul de guvernare de la Chișinău, acuzat de impactul economic negativ asupra standardului de viață. Sigur, aici mai degrabă vinovații sunt ceva mai la est, dar culmea, votanții au plăcut-o pe Guțul pentru că ea a zis că de acolo vine de fapt salvarea, inclusiv pe conducta cu gaz ieftin. În fine, un alt motiv pentru care ea a câștigat alegerile în turul 2 a fost că elita politică găgăuză a crezut că ea va fi mult mai comodă de manevrat și va coopera mai bine cu Parlamentul local, fiind tânără și fără experiență. Asta cel puțin față de candidatul socialist care era știut ca un politician cu care e dificil să cooperezi. El fusese deputat în Parlamentul de la Comrat, dar și cel de la Chișinău din partea socialiștilor. Deci avea ceva experiență politică spre deosebire de ea. Alegerea doamnei Guțul a fost confirmată de Parlamentul de la Comrat rapid. În Uralele a sute de persoane adunate în fața clădirii care scandau jos cu dictatura, jos cu Maia Sandu. Curtea de apel Comrat a făcut același lucru pe 22 mai, deși autoritățile centrale au acuzat o potențială fraudare a alegerilor. Imediat după primul tur, Centrul Național Anticorupție a deschis un dosar penal acuzând faptul că membrii partidului Șor au oferit bani către 30 de alegători pentru a vota cu doamna Guțul. Acuze similare au fost formulate și după turul 2, când procurării de la Chișinău au și confiscat listele de votare. Mai mult, procurorii și poliția acuzau că pe liste au fost persoane decedate sau că 71 de oameni plecați în străinătate au votat cu Evgenia Guțul, dar și că fusese folosită metoda autobuzul de transport organizat a votanților la secții. Pe lângă toate astea, sunt anchete în curs legate de finanțarea alegerilor de către membrii ai unor grupuri criminale organizate. 63 dintre cei 222 de oameni care au donat pentru campania lui Guțul au făcut-o depășind plafonul legal pentru donații cash. Unii dintre ei au donat cam jumătate din veniturile anuale, vreo 30 dintre ei fiind chiar primari ai partidului Șor. Totuși, Comisia Electorală a Găgăuziei a respins acuzațiile autorităților centrale, spunând senin că ei nu au primit doveze audio sau video care să dovedească existența faptelor respective. Practic, cooperarea autorităților și politicienilor găgăuzi a împiedicat blocarea numirii Evgeniei Guțul în funcție. Asta, deși partidul pentru care a candidat a fost scos în afara legii la mijlocul lui iunie, iar mulți politicieni locali au rămas cu senzația că alegerile au fost trucate. Pe 19 iulie ea a fost însă confirmată oficial ca Bașcan într-o ceremonie de la Comrat. Ca să fie clar care va fi raportarea ei la Chișinău, la rostirea jurământului Bașcanul a evitat să pună mâna pe Constituția Moldovei, deși protocolul cere acest lucru. A fost nevoie de intervenția președintelui Parlamentului local, care i-a luat mâna și a pus-o pe Constituție. La ceremonie, Guțul a rostit un discurs tipic populist, în care a promis să ofere salvare alegătorilor. Voi fi guvernatorul Găgăuziei, nu a partidelor. Voi fi Bașcanul pro-Găgăuzia. Dezvoltarea Găgăuziei e imposibilă fără o economie puternică. Prin urmare, acest sector va fi unul prioritar. Vom păstra toate proiectele sociale active și totodată vom lansa noi proiecte care vor deveni pentru voi colacul de salvare în această perioadă complicată. Vom menține relații strânse de cooperare cu Turcia, Europa, Rusia, cu vecinii noștri, Ucraina și România. Apropo de promisiuni extravagante, oligarhul Șor, prezent în campanie prin intermediul unor discursuri proiectate pe ecrane imense, a promis marea cu sarea pentru alegători. Pe lista de promisiuni au fost 500 de milioane de euro investiții, mărirea salariilor cu 30%, 7000 de locuri noi de muncă, dar și un parc de distracții numit Găgăuzland și un aeroport în Găgăuzia. O investigație de presă a arătat că deocamdată, din promisiunea de a construi un parc de distracție asemănător celui făcut de în Orhei, un oraș din Moldova pe care îl controlează, nu există decât o asociație numită Oguzland. Ea are sediul pe un teren părăsit dintr-un sat din Găgăuzia, deținut chiar de adjunctul doamnei Guțul în guvernul Găgăuz. Politicianul local, Ilia Uzun, Aeroportul, care ar costa 200 de milioane de euro, o sumă imensă pentru Găgăuzia, ar urma să fie construit de un misterios investitor turc, pe care însă doamna Guțul refuză să-l prezinte, deși susține că s-a văzut cu el. Oricum, în acest moment, nu prea mai contează dacă promisiunile lui Șor se vor materializa sau nu. Asta pentru că el și-a atins deja celul în această campanie electorală. Câștigarea alegerilor pentru funcția de bașcan de către o necunoscută, Evgenia Guțul, înseamnă, de fapt, capturarea Găgăuziei de către Ilan Șor. Desigur, modelul propus de Șor care presupune izolarea de Chișinău și de investitorii vestici, nu e sustenabil. Asta pentru că oricâți bani ar fi furat, bugetul său nu poate fi comparat cu cel al guvernului de la Chișinău sau cel al partenerilor externi, cel puțin pe termen lung. Partea tristă e însă că s-ar putea să nu conteze acest lucru. Șor va folosi rețeta deja brevetată în alte locuri în care investește bani publici și clamează că de fapt sunt ai lui. Apoi adaugă pe lângă investițiile publice sume de bani din propriul buzunar furate de lungul timpului în fraudele despre care am tot povestit pentru a cumpăra loialitatea votanților. Mai mult el va avea acces la radioul și televizorul public găgăuz pentru a răspândi dezinformarea și propaganda. Deja a impus numirea unui șef acolo care a fost angajat al firmelor sale. Întrebarea cheie în contextul ăsta e cum naiba au acceptat elitele locale găgăuze această infiltrare a lui Șor. Mai ales că ea riscă nu doar să dinamiteze fragila relație cu centrul, dar și echilibrul dintre moderați și radicali în Parlamentul Găgăuz, care a fost menținut în ultimii ani. Jurnalistul local Mihail Sircheli mizează pe ideea că elitele locale sunt varză și de aia a putut șor să ia în găgăuzia conducerea executivă pe persoană fizică. Acest model se pare că a fost agreat și de comunitatea locală și de elitele politice. Chiar dacă există oameni în adunarea populară care înțeleg acest lucru, ei nu sunt capabili și n-au curajul să spună lucrurilor pe nume. În 30 de ani, spațiul public din UTA Găgăuzia a fost curățat de oameni curajoși. În politică au rămas doar cei flexibili, care pot merge la orice compromis. Liderul Parlamentului Găgăuz, Dmitri Constantinov, recunoaște că a avut discuții cu oligarhul Fugar Shor în luna mai. Susține însă cumva neverosimil că discuția avută cu Shor în Israel a fost una pentru a stabili ca acesta să stea departe de politică pare fie naiv, fie absurd, având în vedere că e destul de clar că strategia lui Șor a fost de a prelua conducerea găgăuziei, impunând drept bașcan o șomeră necunoscută. Mai mult, când discuți toate astea cu un om condamnat la 15 ani de pușcărie pentru fraude serioase, pare o chestie de logică minimă să te aștepți că îți va da țeapă. De altfel, chiar Constantinov admite că Șor l-a păcălit. Am vrut ca el să stea cât mai departe de politică și îmi părea că am ajuns la un acord cu el. De asemenea, i-am cerut bașcanului să nu mai vorbească în numele lui Șor. M-a dezamăgit, m-a mințit și nu mai am nicio dorință. Elitele locale mai aveau însă o metodă pentru a contrazice teoria jurnalistului Sirkeli că sunt slabi și dispuși la compromis cu dubiosul Shor și transformarea găgăuziei în instrument al luptei între Shor și regimul de la Chișinău. Era nevoie de votul lor pentru a confirma Comitetul Executiv, guvernul local, care urma să fie condus de Evgenia Guțul. A început scandalul în Parlamentul Local pentru că deputații au respins primele liste de candidați propuse de Bașcan. Motivele au fost simple. Unii nu cunoșteau limba găgăuză, alții nu aveau treabă cu regiunea autonomă, fiind parașutați pe lista guvernului doar pentru că serveau intereselor lui Șor. Parlamentarii locali s-au ținut inițial tare, și au respins propunerile doamnei Guțul, cerându-i să se distanțeze de partidul Șor. Pe de altă parte, Bașcanul și echipa sa acuzau deputații de blocare a activității guvernului. Teoretic, după două voturi de respingere, Bașcanul putea dizolva parlamentul local. Dar Evgenia Guțul a evitat să apese pe butonul nuclear. Ea a renunțat și la o parte din cei 21 de candidați inițiali, mai ales că șapte dintre ei nu cunoșteau găgăuza, o cerință legală obligatorie. Începând cu 4 august, deputații s-au întâlnit săptămânal, respingând de șapte ori la rând diversele liste propuse de Evgenia Guțul și echipa ei. De fiecare dată a ieșit cu scandal simpatizanții lui Șor făcând presiuni pe deputați să voteze structura și componența noului guvern. Desigur, scandalul a fost și între deputați. Pe principiu clasic, el m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanță, dar nu ne-am jignit. Chiar Bașcanu și șeful Parlamentului s-a acuzat reciproc de minciună pe tema incompetenței echipei Bașcanului de a propune o structură a guvernului care să nu fie contestată legal de autoritățile centrale. În final, a opta încercare a fost cu noroc. 20 de deputați din 35 au votat pentru numirea Comitetului Executiv. Doi dintre deputații locale au devenit adjuncții doamnei Guțul, iar preluarea puterii executive de către Gașca s-a definitivat prin cedarea și cooptarea politicienilor locali. Așa a ajuns Șor să captureze o întreagă regiune autonomă. Iar dacă a reușit să impună o șomeră necunoscută ca bașcan, e greu de crezut că nu va încerca la alegerile din 2025 pentru Parlamentul Local să facă același scenariu pentru a promova alegerea unor deputați loiali lui. Mai ales că va avea 2 ani la dispoziție pentru a organiza lucrurile, iar pentru fiecare loc de deputat numărul de votanți e mult mai mic și ușor de manipulat decât la guvernator. Dincolo de distrugerea echilibrului la nivel local și țeapa dată politicienilor găgăuzi, capturarea regiunii de către șor a rupt complet și legăturile cu Chișinăul. Maia Sandu și echipa sa au sperat că găgăuzii vor alege un candidat pro-rus, dar mai moderat alegerea celui mai radical candidat anti-Chișinău pentru guvernator, un reprezentant al colonei a cincea rusești, numită Partidul Șor, a dat peste cap însă toate calculele. Pentru prima oară din 1995, la inaugurarea din luna iulie a doamnei Guțul, nu a fost prezent niciun oficial important de la centru. De altfel, președintele Maia Sandu nu a semnat nici până acum decretul privind numirea doamnei Guțul în cabinetul de miniștri de la Chișinău, un post pe care guvernatorul Găgăuziei îl are garantat conform Constituției. Un blocaj asemănător e legat și de numirea conducerii Departamentului de Interne și celui al Serviciului de Informații și Securitate al Găgăuziei. Conducerile respectivelor ministere cheie din sistemul de securitate trebuie confirmate și la nivel central și e greu descrezut că se va ajunge la un acord prea curând. Mai mult, guvernatorul și liderul Parlamentului Găgăuz au fost excluși de președintele Sandu din Comisia Națională pentru Integrare Europeană, logica fiind tocmai aceea a evitării scandalului și subminării activității Comisiei. Disputa a ajuns și la nivel de schimburi de acuze în presă. Liderul Parlamentului de la Chișinău, deputatul Pas Igor Grosu, l-a atacat direct pe șor, spunând că principalul său interes e accesul la bugetul Găgăuziei, pentru a fura bani și a manipula populația locală, iar promisiunile sale sunt minciuni electorale. Țineți minte, oameni buni, bandiții niciodată nu-și pun banii lor la bătaie. În general, mintea lor e de a fura, nu de a vă da vouă. Și în cazul găgăuziei, acum interesul lui este bugetul de 1 miliard și vreo 600 milioane de lei ai utagului. Nu-l interesează pe dânsul cetățeanul. Grosu a explicat clar poziția autorităților centrale de a izola noul guvern de la Comrat cât timp el este manevrat de șor. Un dialog între Chișinău și Comrat poate fi doar cu cei care reprezintă cetățenii, nu bandiții. Cu bandiții, noi nu avem ce dialoga. Ei acum simt că sunt izolați. Nimeni nu o să discute cu bandiți și cu cei care se află sub sancțiuni internaționale. Shor a negat acuzațiile, replicând la rândul lui că de fapt autoritățile centrale sunt cele care blochează proiectele ce ar trebui făcute în Găgăuzia. Din refugiul lui din Israel, Shor a lansat în stilul propriu promisiuni grandioase. Totul va fi realizat de către echipa mea. Fiecare drum pentru început în Găgăuzia, ulterior după alegeri în toată Moldova. Va rămâne doar o singură stradă distrusă în țară, cea care duce spre casa lui Grosu. Ce pare clar e că mai degrabă multe proiecte vor pierde finanțări de la nivel central și european. Liderul Parlamentului local explica simplu: În 2022 au fost 26 de proiecte locale finanțate prin programul Satul European. Numărul lor a scăzut la 0 în 2023. De altfel, un mesaj similar a fost dat și de președintele Maia Sandu. E clar că regimul de la Chișinău nu va da bani primarilor controlați de șor, pentru a evita riscul ca aceștia să ajungă pe mâna unor grupuri criminale controlate de el. Ce pare iar sigur e că găgăuzii vor suferi economic din cauza alegerii făcute în mai 2023, iar multe proiecte de dezvoltare vor fi amânate sau anulate. Mai mult, confruntarea între guvernul găgăuz și autoritățile centrale e probabil să se acutizeze. Membrii partidului Șor se gândesc la organizarea unui referendum similar cu cel din 2014, iar Bașcanul Guțul propune deschiderea unor ambasade găgăuze în Rusia și Turcia. Desigur, ambele ar reprezenta o sfidare la adresa suveranității Moldovei asupra teritoriului. Ministerul de Externe de la Chișinău a reacționat explicând că Găgăuzia e partea Republicii Moldova și că nu e subiect de drept internațional, așa că nu poate deschide ambasade. Chiar dacă partea cu deschiderea ambasadei e mai mult o amenințare absurdă, Guțul mizează pe sprijinul Rusiei și Turciei, care nu sunt cele mai democratice state și nu au probleme cu faptul că ea e susținută de oligarhul șor. De altfel, prima ei vizită externă a fost în Turcia la mijlocul lui septembrie 2023, unde s-a întâlnit chiar cu ministrul de externe turc. A fost un semn că turcii nu împărtășesc neapărat aceeași perspectivă cu guvernul de la Chișinău și nu doresc o izolare completă a noului Bașcan Guțul. De altfel, în discuția cu ministrul de externe turc, pe lângă ideea de a aprofunda relațiile economice, Guțul s-a plâns și de atitudinea guvernului de la Chișinău. Ea a cerut chiar sprijinul turcilor pentru a pune presiune pe moldoveni ca să renunțe la ceea ce a numit încercări de destabilizare și manipulare în raport cu minoritatea Găgăuză. O altă parte cheie a programului electoral al doamnei Guțul, dar și a discursurilor ulterioare, a fost refacerea relației economice cu Rusia, inclusiv prin deschiderea unei reprezentanțe comerciale la Moscova, dar și prin clasica promisiune a negocierii unui preț mai mic pentru gazul rusesc. Desigur, Guțul a insistat și ca Republica Moldova să adopte o poziție asemănătoare cu cea a Turciei legată de războiul dintre Rusia și Ucraina, una de neutralitate. Cam oriunde te uiți, noua guvernare de la Comrat merge fix în direcția opusă față de ce propune Chișinăul. Viitorul nu poate suna bine în contextul ăsta. Concluzii Dacă ar fi să tragem o concluzie după toată povestea asta, ar fi că e teribil de complicat pentru specia umană și triburile în care s-a împărțit să conviețuiască în pace. Conflictul dintre israelieni și palestinieni, care a reizbunit recent, e probabil cel mai bun exemplu. Nici Găgăuzia nu e o excepție de la regula asta. Relația dintre moldoveni și Găgăuzi e cumva și ea una care rămâne instabilă, iar cooperarea e greu de atins. Cumva partea bună a întregii povești e că totuși în ciuda faptului că e clar că nu se prea halesc unii pe alții, elitele de la Chișinău și cele de la Comrat au reușit să evite un conflict mai nasol care să implice și arme, morți și răniți. Au rămas doar la stadiul de amenințări verbale și hărțuire prin legi și justiție. Nu e ideal, dar e clar că se poate mai rău, mai ales având în vedere contextul ce nu au reușit cei de la Chișinău și n-au vrut cei de la Comrat a fost să facă o integrare reală a găgăuzilor în Moldova. Peste 80% vorbesc rusă, dar marea majoritate habar n-au română. Copiilor învață în rusă, iar informarea pe care o primesc vine și ea, aproape exclusiv, sub formă de propagandă rusească. Conflictul a fost evitat, dar integrarea în societatea moldovenească a eșuat. Găgăuzii au rămas în cei 30 de ani de autonomie, mereu cu privirea spre Moscova, deși Moldova s-a îndepărtat treptat de atracția Estului. Ei sunt ca niște pasageri pe vasul numit Moldova, care merge cei drept cam poticnit către vest. Și stau și se uită mereu pe Hublou, înspre Est, către Rusia, către care speră să meargă. Asta deși vaporul în care sunt nu prea merge deloc în direcția aia. Rămâne de văzut dacă generațiile viitoare de lideri moldoveni vor reuși să convingă minoritatea găgăuză că e de fapt în interesul lor să meargă și să se integreze împreună către vest. Asta mai ales într-o lume în care falia între Rusia și lumea vestică pare că se tot adâncește. Nu e foarte clar dacă va fi posibil. Deocamdată, majoritatea găgăuzilor, inclusiv cei tineri, visează la și trăiesc într-o lume rusă. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou celor de la veridica.ro și noi ne vedem săptămâna viitoare.